Doamna și domnilor, bună dimineața! Bun găsit la o dezbatere extrem de importantă organizată astăzi de revista Capital, o masă rotundă în care vorbim despre un domeniu extraordinar de important pentru România, puternic afectat în ultimii ani de zile, dar în ultimul an în special, și care a născut, cel puțin în ultimele ore, un nou scandal pe scena publică din România. Este vorba despre agricultura românească. Dar în această masă rotundă nu vom discuta doar despre ceea ce se întâmplă la momentul actual cu agricultura românească, ci vom discuta și aspecte care țin de probleme mult mai vechi, rămase din păcate nerezolvate, însă vom încerca să proiectăm și o imagine a viitorului agriculturii românești, pentru că tendințele la ora actuală sunt unele realmente spectaculoase în toată lumea și am vrea să știm de la specialiștii pe care am invitat astăzi dacă agricultura românească e în stare să țină pasul cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial în acest domeniu. Ne-am intitulat așadar masa rotundă organizată de revista Capital, Agricultura 2023, tendințe și abordări inovatoare. Dați-mi voie pentru început să vă prezint invitații din acest panel de discuții, invitați care sunt specializați în diverse domenii, dar de la care sunt convins că putem avea răspunsuri foarte interesante la întrebările pe care le vom lansa în această dezbatere. Am să încep cu doamnele invitate în acest panel, doamna Andreea Agrigoroae, de la Direcția Lider din Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bine ați venit, doamna! Mulțumim că sunteți alături de noi! E în această dimineață alături de noi și doamna Raluca Dumitrescu, deputat în Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentare și Servicii Specifice. Bine ați venit, doamna! Și acum e rândul să vă prezint domnii din acest panel, domnul Dragoș Stănescu, consultant IT Digital Solutions, EMEI Digital Agriculture Syngenta, expertiză pe agricultură de precizie. Bună dimineața, bun venit! Domnul Radu Gorunescu, Manager Studio of Agricultural Systems România, expertiză pe digitalizare. Bună dimineața, bun venit! Domnul Antonio Primera, CEO, founder și CTO AgroCity.eu, expertiză pe digitalizare și agricultură pe verticală. Bună dimineața, bun venit! Îl așteptăm și sperăm să ajungă alături de noi pe domnul Varunjan Pambucian, de asemenea pe domnul Nicu Vasile, am să vii prezint la momentul potrivit, dar îl salut pe domnul Daniel Butănoiu, președintele Asociației Fermierilor Români, AFR. Bună dimineața, bun venit! Da. Domnul Nicu Vasile, președintele Ligăi G, Asociația Producătorilor Agricol din România, la PAR, e de asemenea, va fi în acest panel și, cum spuneam, domnul Varunjan Pambucian, Radu Antohe, expert în politici agricole, de asemenea, alături de noi. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Antohe. Acum, fiind completă această prezentare a invitațiilor. Dacă sunteți de acord, aș vrea, tocmai pentru că ne aflăm și într-o transmisie live, atât pe canalul de YouTube Hai România, cât și pe pagina de Facebook evz.ro, aș vrea să începem cu elementul de actualitate și rog pe domnul Radu Antohe, expert în politici agricole, pentru început, să plonjăm, dacă vreți, în actualitate. Nu l-aș numi neapărat un scandal, e o dezbatere publică intensă și pe bună dreptate generată de ceea ce se întâmplă la momentul acesta cu ajutoarele pe care România ar trebui să le primească din partea Comisiei Europene, în contextul în care fermierii români au fost puternic afectați de războiul de la graniță, de cerealele ieftine, spun ei, venite dinspre Ucraina. Dezbaterea o cunoaștem deja cu toții. Suntem într-un moment în care Ministerul Agriculturii, domnule Antohe, este arătat cu degetul că nu a luptat cumva mai mult pentru a obține din partea Comisiei Europene niște ajutoare financiare mai mari pentru fermierii români. Am primit cam cea mai mică sumă, nu, din cele solicitate. Noi 10 milioane, bulgarii ceva mai mult, polonezii au fost cei mai fericiți din punctul ăsta de vedere, pare să. Se mai poate face ceva? Haideți să pornim discuția de aici, că e o dezbatere dacă putem reveni să îndreptăm genul ăsta de nedreptate, cum spun fermierii români, care le-a fost făcută. Foarte bună întrebarea. Oricând într-o astfel de situație, cred că există
o cale și astăzi Comisia Europeană și România ca stat membru are această șansă să-și apere interesele și să-și sublinieze foarte bine poziția într-un astfel de demers. Deci o șansă ar mai fi. Dar revenind punctual la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, agricultura românească se află într-un context, n-aș spune favorabil, din păcate, că mi-aș dori acest lucru pentru toți cei care militează, indiferent de poziția pe care se află în acest interes al bunului mers al agriculturii românești. Aș porni de la această idee pe care a spus-o, am primit, eu zic așa, nu știu, în derâdere, cred că o astfel de abordare. Nu merita România categoric, dar cred că nu atât faptul că decizia publică și aici, sincer, poziția autorităților centrale, că de aici pornim, a fost una bună și este una bună, dar cred că lipsa de comunicare și de asumare în fața fermierilor, cred că o mai bună transparență pe acest context în care suntem îndreptățiți ca țară, ca lucrători în agricultură, să ni se acorde o atenție față de toată perioada de când ne-am integrat, din 2007. Suntem într-un context regional, într-un context chiar global, să spun, nu numai regional, în care România joacă un rol foarte important. Suntem cu totul de acord să ajutăm în această situație nemaipomenită în era noastră modernă. Un război în Europa, o situație de criză, riscul unei crize alimentare, posibilă unei blocaj cel puțin pe această filieră, categorică impune o altă abordare din punct de vedere al comunicării în sector. Și de aici au pornit foarte multe lucruri. N-aș acuza, sincer să vă spun, poziția ministrului Daia, dar cred că lipsa de coagulare a unei forme de comunicare sau unei transparențe cu toate mediile asociative, cred că s-a ajuns într-o situație în care, într-adevăr, fermierii, dom'le, de ce suntem astăzi în poziția asta în care umilința pe de o parte, iar pe de altă parte, să știți că România astăzi, da, în acest sector... Dumneavoastră, pe cine arătați cu degetul special pentru situația în care am ajuns? Hai să o numim în felul acesta. Care... Pe de o parte, n-aș pune într-o proporție, dar mediile asociative au și ele o vină, pe de altă parte și autoritățile publice. Pentru că foarte sunteți mulți fermieri astăzi... Așa. Și ăla și ăla, da? Deci, dar e corect să spunem, că nu sigur, toți. Nu există, să spun, pădure fără... Dar în același timp ce vreau să spun, fermierii astăzi în România, dacă ne uităm, nu stau într-o poziție foarte bună de capitalizare. Faptul că trecem prin această perioadă, unii nu au vândut marfa, cu gândul ca o evoluție normală și firească. Unde, când să valorific? Pe o cadență din trecut, adică există un ciclu anual al fermierilor. Mă refer la domeniul și la activitatea lor anuală, curentă. Aceste blocaje au apărut, i-au dat peste cap, nu toți au știut, care au fost mai informați și care au fost educați categoric, au scăpat de stocuri, dar sunt și cei care s-au trezit cu marfă care stă la riscul nu numai al lipsei de valorificare, cât și chiar al perisabilităților, al calității produselor. Și de aici s-a pornit această, să spun, necunoscută în piață, adică această stare de incertitudine, că asta este la urmă. Aș vrea să merg către domnul Daniel Botănoiu, președintele Asociației Fermierilor Români. Domnule Botănoiu, e aceeași întrebare, vreau să încercăm să facem un tur, dacă vreți, pentru cei care au un punct de vedere pe această temă. E subiectul care arde, e fierbinte. Da. Ideea este următoarea, ar trebui să începem de undeva de la acest mecanism, pentru că acest mecanism de plată a acestor riscuri, pentru că sunt riscuri de piață, eu cred că e perimat astăzi, pentru că ai un război la graniță, Europa se confruntă cu ce se confruntă, nu comentăm, și cred că ministerul a transmis datele respective, că tot auzim tot felul de povești de genul ăsta, că domne, n-a transmis ministerul, că e obligat, mă rog, au vina lor, nu îi scot eu, nu încerc să-i scot din această discuție, dar eu cred că dacă pe viitor și în mod sigur trebuie să vină acele sume, pentru că vă mărturisesc, sunt fermier la bază, am ferma mea astăzi, am stocuri, plătesc 10 euro pe tona de floarea soarelui depozitată la fabrica de ulei lunar,
plătesc 7 euro pe tona de grâu depozitată în depozit autorizat, costurile pe care le-am făcut timp de 8 luni de zile, eu așteptam să se întoarcă o parte din ele. Evident că nu așteptam 100%. Acum, aș completa un lucru. Nu că nu am vrut să vând, nu am cum să vând acest grâu sau floarea soarelui, pentru că din Ucraina vine marfă care nu respectă acele bune practici agricole de care noi suntem obligați fermierii din România să o facem, cum sunt obligați toți fermierii europeni, au organisme modificate genetic. Stați, dar marfa asta care vine din Ucraina, păi fără e, taxe desfăcută, vamale, da, dar e desfăcută pe piața din România? Obligatoriu. Deci, în piața din România o să vedeți astăzi și marfă ucraineană 100% și amestecată, pentru că el s-a dus către mori. Greu s-a dus către mori. Tu s-a spus, noi, iertați-mă, poate am eu o percepție deformată asupra realității. Nu aveți. Zise, dar marfa asta, înțeles, înseamnă că doar tranzitează România. Da, ea trebuie să ducă în Somalia, în Egipt, exact, în statele respective. Și dumneavoastră ne spuneți în momentul de față cu subiect și predicat că această marfă rămâne pe teritoriul României, intră în piața românească, e comercializată pe piața românească? Domnul Turcescu, vă rog. Din studiile comisiei, nu le spun eu, din studiile comisiei, 60% din marfa ucrainiană s-a dus în piața europeană. Uluitor. Cum răspundem la lucrul ăsta? Pe de altă parte, avem astăzi 3 milioane de tone de marfă depozitat. Calculați 8 luni de zile cu 7 euro, nu mai pun mai mult, și o să vedeți că sunt 168 de milioane de euro numai pe depozitare. Nu mai discutăm de faptul că la recoltat grâu era 1,8 lei per kilogram, astăzi a ajuns 1 leu, 1 leu și 10 bani în cel mai fericit caz și pentru producția următoare. Asta înseamnă că eu ar trebui astăzi, la prețul de astăzi, ar trebui să fac o producție de 6 tone pe hectar să scot cheltuielile, pentru că am plătit motorina de la 4,50 lei, am plătit-o cu 8 lei, am plătit îngrășământul de la 20, deci 2000 de lei tona, am plătit cu 4500, 4700 tona, ca să pot să-l achiziționez, că știți bine, dacă te duci și iei cu plată la vară, plătești cu 25% mai mult. Și atunci iei în avans. Pe de altă parte, gândiți-vă că tot ce a însemnat energie, tot ce a însemnat transport, piese, nici nu mai comentez, au făcut ca prețurile să crească pe producția care astăzi nu-i terminată. Și uitați-vă ce e afară. Deci e toată zona de sud, Moldova, Dobrogea. Deci e secetă astăzi. Să nu ne bucurăm că au picat 3 litri, sigur. Mâine bate vântul, la revedere, s-a terminat. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt lucruri de făcut și trebuie să fim un pic mai activi, să înțeleagă funcționarul european că trebuie schimbată această regulă. Eu, știți bine că anul trecut ministerul a făcut acea solicitare de plată a subvențiilor în avans, pentru că a fost secetă la culturile de primăvară, porumb, floarea soarelui. Am constatat din declarații, pentru că spun declarațiile comisarului, nu ale ministrului, nici ale celorlalți din comisie, spunea, zice, domnule, zice, României, zice, am dat acea posibilitate de a plăti subvențiile în avans, că au avut secetă. Da, dar eu am 3 milioane de tone depozitate, pentru că noi produceam 32 de milioane de tone, deci global, producția materie primă a României. Am 3 milioane de tone depozitate de obluni. Nu era firesc, nu mai discutăm de activități comerciale, de Marea Neagră blocată, silozuri și toată povestea asta. Nu era normal să pot să-mi returneze o parte din aceste cheltuieli cu depozitare? Întreb. Și ei au menținut același mecanism pe timp de pace, l-au menținut și pe timp de război. Dar arătați și dumneavoastră în acest moment pentru această situație cu degetul către autoritățile române în special? Sau, așa cum precizați ceva mai devreme, e ceva care nu mai are legătură cu realitatea care vine dinspre Bruxelles mai ales? Domnul Turcescu, eu arăt către birocrația care la ora actuală nu înțelege realitatea. Uh-huh. Că se cheamă europeană sau e națională, nu discutăm. Deci ea tot birocrație se cheamă, tot corect, pasul acela de tehnocrat. Mai departe, tot ce aveam noi ca și clienți tradiționali ai României, astăzi evită să se mai uite la marfa noastră. Pentru că au apărut porumbul modificat genetic, au apărut problemele soia și, mă rog, ce produc ucrainienii. Astea au fost amestecate nu de către fermierii din România, atenție, deci de cei care se ocupă cu valorificarea produselor în Marea Neagră, și atunci apare această reticiență. Noi și așa, pe timp de pace,
Noi am suferit totdeauna aici, noi bulgarii. De ce? Dacă Rusia sau Ucraina avea nevoie de lichidități, vindea tona de grâu cu 100 de dolari. Și atunci noi eram practic prăbușiți. De ce? Eu nu pot să țin pasul cu ei, că respect niște bune practici agricole. Adică ce înțelegem prin asta? Restricții cu pesticidele, eu nu mai folosesc anumite tipuri de pesticide, anumite tipuri de insecticide. Auziți tot timpul că organismele modificate genetic produc nu știu ce produc. Astăzi ia câtă că se dă un premiu Nobel tocmai pentru această ameliorare a plantelor respective, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Odată ce ai tăiat din ferme consumul de îngrășământ, consumul de pesticide și vrei să fie competitiv, trebuie să vii cu ceva în loc. Și asta înseamnă cercetare, inovare, asta înseamnă biotehnologii. Noi n-am făcut lucrul ăsta. Noi n-am făcut lucrul ăsta la nivel european, pentru că Europa nu are ținte din punct de vedere agricol. Și porniți de la un lucru elementar. Bugetul pentru agricultură, care undeva, și poate să confirme ceilalți colegi, a fost undeva la 75-80% din ceea ce însemna fondul, venitul european astăzi a ajuns undeva, domnul Turcescu, la 25%. Deci clar că Europa nu are ținte foarte precise cu privire la sectorul agroalimentar. Bun. Și cu asta închei, vă rog. Nu se întâmplă nimic altceva decât un acces redus la hrană de calitate. Asta se va întâmpla în perioada următoare. Adică vom plăti mai mult pentru hrana de calitate. Excepțional început de dialog, zic eu, pentru că aflăm lucruri care sunt spuse aici cu subiect și predicat, ceea ce este extrem de important. Salut și pe domnul Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Bine ați venit, domnule Vasile. Vreau să aveți acolo microfonul, să știți, o să-l folosim la momentul potrivit. Vreau să mă îndrept către doamna deputat Raluca Dumitrescu, pentru că e un rol important al Comisiei Parlamentare de Resort, Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților. Doamnă, bănuiesc că ar trebui, sau sper eu că e o temă la zi și intens discutată în comisie, nu? Da, este adevărat. Chiar ieri împreună cu colegii am discutat și am cerut lămuriri vis-a-vis de Ministerul Agriculturii. Știm sigur că decizia Ministerului aceste lămuriri? Da, un punct de vedere. Este vorba de un algoritm de calcul care ar trebui verificat și, bineînțeles, decizia care urmează să ia pe 31-a 3-a. Deci nu este încă o decizie, domnul Antohe a spus cu subiect și predicat că încă se mai poate veni cu modificări. Într-adevăr, cred se mai poate veni cu modificări la nivelul Comisiei Europene, nu? Adică da, la Comisie. Asta însemnând că autoritățile române, nu știu, să desfășoare în această perioadă, destul de scurtă de timp cât a mai rămas până atunci, o intensă activitate de lobby. Dar cred că autoritățile române ar trebui să facă un pic de umăr la umăr. Am auzit în ultimul timp doar toată lumea acuză pe toată lumea. Fermierii acuză autoritățile, autoritățile se divid între cei care sunt la putere și cei care sunt în opoziție. În schimb, nimeni nu înțelege că aici e vorba de interesul României. Nu contează, da, sub nicio formă, cine câștigă bonitatea unui astfel de demers. Important este că România trebuie să aibă o hrană de calitate, că fermierii noștri trebuie sprijiniți, iar rolul nostru al tuturor este să muncim acum în interesul lor. Mie îmi plac lucrurile foarte clare, concrete. Din perspectiva Comisiei de Agricultură, colegii, dați un pic mai încet, vă rog, că avem un pic de microfonie aici, da? Fiți un pic mai atenți. Iertați-mă, Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, ce a făcut pentru a împiedica fenomenul de care ne povestea domnul Botănoiu ceva mai devreme, adică pătrunderea pe piața internă a acestor produse care au dereglat mecanismul de piață din România și consecințele se simt al naibii de tare în momentul de față? Noi nu avem competențe în materia aceasta. Adică din punct de vedere, dacă vă referiți, din punct de vedere al vidului legislativ, din punctul ăsta de vedere, România a încercat să-și ia toate măsurile pe care Uniunea Europeană le-a cerut. Eu cred că a reușit în mare parte. Ce cred într-adevăr că nu am făcut foarte bine, nu suntem foarte uniți nici în mecanismele europene. Și aici mă refer inclusiv la organizațiile interprofesionale, care de cele mai multe ori au un interes de segment și nu un interes global.
Da, haideți să... Îmi dați voi să... Vă rog, sigur că dacă da, așteptam, domnul Vasile, da. Deși să știți să... Dar vin chiar de la o dezbatere pe mecanizare în cadrul Academiei de Științe Agricole. Traficul e cum e în București, dar nu aruncăm vina pe nimeni. Legat de a da vina unul pe altul, politicul pe partea profesională sau viceversa, e clar că după 33 de ani nu ne știm foarte bine aceste roluri. De ce spun? Nu discutăm de criterii de performanță. Ar fi foarte simplu. Dacă am începe să discutăm pe criterii de performanță, ar fi altceva. Chiar în cadrul Academiei de Științe Agricole, puțin mai devreme, discutam de aceste criterii de performanță. Nu am... Am văzut că nu am dat bine discutând de performanță. Când spunem de performanță, mă refer, fermierul trebuie să aibă un venit pe unitatea de suprafață sau unitate vită mare. Din moment ce eu nu pretind și nu vreau să discut de profitabilitate, am cerut normative de lucru. Deci aici este marea problemă. Iar partea politică nu poate să transmită mesajul pe care îl transmit eu ca asociație profesională. Și dacă ne uităm mai bine, dacă discutăm de agricultură, n-am cum să fac o agricultură performantă din moment ce am 64 de milioane de sole, la fel cum o aveam la 1907. Păi discutăm de digitalizare. Păi în PNRR eu am 57% din sumă pe digitalizare. Cum fac eu digitalizare pe 64 de milioane de sole? Cu 830.000 de fermieri care... Spuneți-ne și nouă și profanilor ce înseamnă 64 de milioane de sole. Repet, suntem și într-o transmisiune live, ne urmăresc și niște oameni care poate nu sunt atât de specializați în legătură cu... Fărmițare. Se numește fărmițarea României. Așa. Noi avem, suntem... cel puțin așa spunem, suntem a cincea forță agricolă, sau ar trebui să fim, da, la nivelul comunității europene, din cele 27 de sole, și în permanență am creat ce ajutoare sociale sau protecție socială se numește. În România avem 4,7 milioane de hectare de teren agricol care nu fac nimic altceva decât protecție socială. Iar din PIB-ul României mai am 22% care dau tot pe ajutoare sociale. Păi credeți dumneavoastră că pot să fac o performanță din toate aceste lucruri? Păi când discută performanță, a spus de lobby, în România este interzis acest cuvânt, aveți grijă cum îl folosiți. Europarlamentarul nostru, avem au trecut 33 de ani din 90, iar la Bruxelles avem 33 de europarlamentari. Ca să ne înțelegem, să știm despre ce este vorba. În urma Brexitului ne-a revenit încă două lucruri, da? Bun, spuneți-mi și mie, care sunt criteriile de acestor lobbyști? Nu vă spun că nu există. De ce? Normal trebuie principalul, să spunem, angajat al statului român care trebuie targetat este premierul României. Și de aici, prin instituția premierului, trebuie să te duci către ministere. Cât trebuie? România este o țară preponderent agrară. La nivelul comunității europene, eu trebuie să am o politică clară pentru a dezvolta din agricultură toate celelalte ramuri conexe. Păi dacă discutăm din punct de vedere economic, nu, parcă suntem capitaliști. Nu, sau ce suntem? Când e bine, suntem capitaliști. Când nu suntem socialiști, trebuie să ne dea nu știu care cui. Păi din moment ce eu nu asigur decât 42% din cheltuielile lunare ale României, restul de 58% mă duc și mă împrumut pe piețele externe, cu dobânzi foarte mari. Și vă rog frumos, haideți să începem să analizăm economii și să discutăm pe cifre. M-am dus la o emisiune și zice, vă rog frumos, fără cifre. Păi cum poți să tragi dumneata o concluzie din moment ce nu-ți folosești cifrele? Discutau puțin mai devreme colegul Daniel Botoniu de produse cât mai bune și cât mai... naturale. România, noi, fără să ne lăudăm și luăm statistica, vedem că avem cele mai ecologice, dacă putem spune, produse agroalimentare. Dar culmea, eu pe importul de produse agroalimentare la nivel național aduc ca deficit peste 5 miliarde de euro. Deci mă împrumut pentru a importa produse agroalimentare. Am numai pe acest, avem programe, da? Diferite programe ale Ministerului Agriculturii. Nu există această colaborare din punct de vedere profesional. Am importat 1.450.000 de tone de fructe și legume. Mă scuzați puțin, n-am înțeles. Culmea, fructe Într-un și legume... Într-un an de zile? Numai pe fructe și legume aduc peste 1,4 miliarde de euro. Iar pe carnea de porc, care noi suntem ortodoxi, da? Consumăm, avem un consum destul de mare de carne de porc. În fiecare zi aduc aproape 20 de tiruri de carne de porc. Cum adică? Discut de amprentă de carbon, discut de Green Deal,
Dar, de fapt, 30% din tot ce înseamnă cereale în Spania, pe zootehnie, vin din România. Păi acolo nu mai discutăm de poluare? Nu mai suntem frați? Nu discutăm ca frații? Sau ca ce discutăm? Iau de aici cerealele. Atenție, cereala este materie primă. E clar că nu înglobează în ea plus valoare. Păi, pe urmă, veniți și îmi spuneți să asigur un salariu minim de 1400 de euro, nu? În 2024, angajatorul român trebuie să aducă acest salariu minim. Păi din ce? Din moment ce eu nu sunt decât un prestator de servicii. De ce? Nu am, tot ce înseamnă input este cumpărat de afară. Comunitatea Europeană are 178 de tratate comerciale la nivel global, și cu China, și cu Brazilia, și cu... A, am făcut și acea asociere, nu în America de Sud. Păi credeți că mai am nevoie de cereală din România? Nici pe departe. Dovadă și legislația. Chiar la Bruxelles am spus, mai eram cu câțiva colegi, într-adevăr, ei au făcut doi pași încolo și spuneau, ăsta nu-i cu noi. Când am spus, domnule, nu aveți specialiști care să discute din punct de vedere agricol. Nu aveți specialiști aici la Bruxelles. Și zic, cum adică? Păi haideți să analizăm pe text tot ce înseamnă politicile comunitare. Am țări puternic industrializate în vestul Europei, care trebuie să respecte o politică pentru a dezvolta industria. Când s-a făcut această piață a oțelului, era pentru a face concurență sau Statelor Unite ale Americii, da? Iar noi acum trebuie să vedem cum dezvoltăm partea de industrializare, dar și partea de materie primă. Estul Europei nu poate furniza decât materie primă. Mă refer la cereale. Dar ce fac cu partea aceasta de zootehnie? Vin cu energie regenerabilă, trec terenul din clasa 1 în clasa 4 ca să pun panouri fotovoltaice. Dar nu discut de ce? Nu discut de partea de folosire a dejecțiilor animale. Aici trebuia să... Și tot ce înseamnă planificare și nu există la nivel guvernamental, și m-am uitat pe cei 33 de ani de la 90 încoace, o planificare clară pe consum. Dați definiția, vă rog frumos, ce înseamnă această subvenție. Că tot discutăm, toată lumea discută. Domnule, agricultorul ia subvenție. Nu e adevărat. Subvenția trebuia să o regăsiți dumneavoastră chiar în mediul urban. Trebuia coșul zilnic al cetățeanului român să ușureze. Da, de unde? Nu. Din 2000 până în 2021, coșul zilnic al cetățeanului român a crescut cu 258%. Domnul Vasile, ați ridicat foarte... Dar pe bună dreptate, nu... Nu, ați discutat extrem... Ați deschis foarte multe fronturi de discuție, absolut justificat, spun, da? O să vreau să ne întoarcem puțin cu ajutorul doamnei Andreea Grigoraei. Nu, revenim, da. Vreau să încercăm să înțelegem puțin. Doamnă, știu că aveți o misiune oarecum ingrată în acest panel, pentru că, evident, reprezentați autoritatea cea mai înaltă, să zicem, da? Ministerul, da? De la care se așteaptă rezolvarea multor probleme. Acum, din partea întregului. Da, nu las personal, dar vrem să înțelegem, da, dacă... Haideți să începem așa puțin pe rând, apropo de tema pe care o lansasem. Criza actuală, apropo de ajutorarea fermierilor români, generată de situația... Vă rog, scuze, aș vrea să păstrăm coerența discuției. Dumneavoastră ați ridicat un punct de vedere. Eu aș vrea să subliniez, a spus bine domnul președinte Vasile, să știți că România respectă un angajament european, acest coridor de solidaritate, da, prin care trec cerealele, da, din Ucraina în portul Constanța și se valorifică în lume. Dar mai există, scapă câte o roată. Dar să știți că și noi, fermieri din România, mai ales zootehnia românească, da, a, să spun, profitat de acest moment și noi am dorit să cumpărăm. Că e de o calitate inferioară, să știți că în zootehnie astăzi mari probleme vis-a-vis de calitatea materiilor prime din Ucraina. Și atunci noi ne facem rău singuri, dar și noi am dorit să beneficiem, adică de acest era lucru. Era adică, mic. Exact. Nu? Adică hai să fim corecți, dacă a spus o întrebare corectă și clară și noi să fim asta vorbim, deci, cu un răspuns. Treceau în fața noastră niște mărfurii ieftine, exact, da? Am zis, domnule, am vrut să subliniez asta, pentru zootehnie este, da, o oportunitate, sau a fost, bun, că s-au lămurit acum că nu sunt de calitate. Uh-huh. Dar restul, România s-a angajat să respecte acest coridor și bine a făcut în acest context. Adică nu e, dar într-adevăr există și ca, ține foarte mult de bucătăria noastră internă ca țară, să știți. Domnul Antohie, dați-mi voie, nu să vă combat, nu eu țiu parte colegilor din Ucraina. Dar această situație o avem și pe legume. Discutam puțin mai devreme de legume și fructe. Colegii de la laboratoarele de produse fitosanitare din Bulgaria, în urmă cu 2 ani de zile, a făcut
Au făcut 160.000 de teste pe legumele care veneau din Orientul Mijlociu către România. De ce au făcut dumnealor? Datorită faptului că este prima țară care intră în comunitatea europeană. E adevărat că nu ne costă foarte mult să punem și noi câteva laboratoare la Negru Vodă, mă rog. Dar toate aceste teste de laboratoare pe legume, deci discutăm de legume, legume care intră direct în consumul uman, nu s-a găsit niciun fel de legumă care să conțină reziduri de produse fitosanitare. Atunci eu vin și am un mare semn de întrebare. Trasabilitatea pe care mi-o impune politicile europene cumva este un plus pentru a-mi constrânge mie activitățile economice pe agricultură? În mod sigur, da. Păi din moment ce am atâta cantitate de legume și nu am găsit o probă care să o refuze colegii din Bulgaria, să o trimită înapoi. Ar trebui să dea de gândit aceste lucruri. Revenind la coridorul Ucraina-România. Nu, eu de aici mă refer. Legume nu știu dacă aducem din Ucraina, dar cerealele, într-adevăr, faptul că nu sunt astăzi controle în punctele de frontieră, la recomandarea Comisiei Europene, este recomandare pentru a debirocratiza și a ajuta acest moment foarte greu pentru un stat european. Dar în rest... Deci nu sunt controle. Nu sunt controle. Asta da? A dus la această situație astăzi în păi România. Și dacă ar fi controle, ce am constatat? Poate păi am constatat s-ar opri, că acele... s-ar opri în frontieră, să merg la laborator, durează câteva zile. Astăzi ANSVSA-ul face în 24 de ore și a luat angajamentul. Adică s-ar putea debloca anumite aspecte. Vă rog microfonul, dacă se poate. Da. Eu sunt cumpărător de grâu din Ucraina sau porumb din Ucraina. Dacă eu știu că este ameliorat genetic, să nu zic modificat genetic, vă mărturisesc că nu-l cumpăr, că ăsta a fost scandalul. Au intrat vagoane, au spus că este produs conform și la teste s-a descoperit că el de fapt era... Cum domnule, au mințit? Așa ceva? Nu iertați-mă, poate, eu sunt realmente indignat. Da. Pe de altă parte, gândiți-vă că la nivel global, deci nu numai agricultura suferă din punctul ăsta de vedere, ia gândiți-vă că au intrat cu camioane, au distrus șosele, au distrus infrastructură. O să vedeți Constanța distrusă, o să vedeți Galațiu, pe toate subiectele astea pe care noi discutăm acum. Bolile dăunătorii care au intrat, care nimeni nu vorbește despre ele, stați o clipă, ăla poate fi cu doza recomandată zilnic, cum zice colegul meu Nicu Vasile, așa e. N-are doza recomandată zilnic depășită. Ok. Dar boli și dăunători pot intra? Sigur, pentru că le aduci odată cu sămânța aia, le aduci rău. Da, da. Vă rog, doamna Grigoraie, că la dumneavoastră am ajuns. Sunt atât de multe aspecte, cred că puteți vorbi direct, nu e nicio, că era, sunt atât de multe aspecte la care, nu, la microfon, dar... Da, am ascultat fiecare intervenție. Evident că este un subiect de mare actualitate și, într-adevăr, o problemă noastră a României. Spuneți-ne așa ca să ne... E fierbere mare și în minister pe temele astea? Este fierbere mare, da? Din, așa, să zic că, din păcate sau nu, eu nu fac parte din acea echipă care, în momentul de față, lucrează intens ca și... să spun, din punct de vedere tehnic, la tot ce înseamnă documente justificative, în vederea susținerii pe mai departe până pe 31 a acestei, până la urmă, cauze a României. Dar ce vă pot spune eu, că în momentul de față, da, colegii lucrează, domnul ministru este cel care se ocupă în mod direct de coordonarea acestei echipe. Dar cred că și o să vin să vă spun câteva cuvinte, pentru că mi se pare important, domnul Antohia a ridicat puțin mai devreme problema capitalizării, care este o problemă care evident este a fermierilor și pe care noi vrem prin acest program național strategic care urmează a se lansa acest an să putem depăși și la, cu această, prin această modalitate, capitalizare, investiții efective, atât în capacități de depozitare, acesta fiind o măsură pe care noi o prevedem prin Planul Național Strategic și față de celălalt, să zic, program sau perioada de tranziție, s-au adus anumite facilități, depozitare, legume, fructe, cereale. Atât ca și... Avem 27.000 de tone, într-un an bun, noi am produs 31.400.000 de tone.
trebuie să fie cam de 3 ori capacitatea. Ele sunt foarte mulți bani din aceste... Da, la microfon ca să... Da, se răsesc foarte mult. Am o situație inclusiv pe fondurile europene până pe 21 iulie 2021. România a beneficiat de 66 de miliarde și 800 de milioane de euro. Am cotizat la Comunitatea Europeană, noi cotizăm 1,4% din, că e bine de spus și acest lucru, din PIB-ul României. E adevărat, puteți să-mi spuneți acum și nu vă pot contrazice, PIB-ul României e tip suveică, fiecare produs care ajunge la noi ca și utilizat final, e facturat de 3 ori, minim, o medie de 3 ori, chiar ajungem și de 5 ori. Am cotizat 22-23 de miliarde de euro la nivelul comunității europene. Banii n-au stat foarte mulți în România, s-au dus pe industriile din vestul Europei. Legat, și îmi cer mii de scuze, că, dar trebuie să spun și acest lucru, legat de organisme modificate genetic, colegul Daniel Botănuiu a ridicat mingea la filul și n-aveam cum să tac din gură. Comunitatea europeană este cel mai mare importator de organisme modificate genetic și de produse care nu respectă trasabilitatea. Importăm între 18 și 21 de milioane de tone de porumb la nivelul comunității europene, porumb care este modificat genetic și care nu respectă această trasabilitate. Și soia. Soia nu există în clipa de față în lume contingent să nu aibă soia modificată genetic. Dar vă spun în urma studiilor științifice, până la nivel de ADN, nu are niciun fel de problemă. Singura chestie, costurile de producție sunt mai frumos. Vreau să închidem acest capitol apropo de chestiunea legată de Ucraina și să o întreb pe doamna Agrigorai. Dumneavoastră, din informațiile pe care le aveți, simțiți că mai este o șansă ca până la sfârșitul acestei luni să reușim să obținem un plus de ajutor din partea Comisiei Europene? Că vă mărturisesc sincer, din informațiile pe care am citit la prima oră a dimineții, constat că este mare vânzolare. Unii spun că nu mai e nimic de făcut, da? Oricât de mare ar fi lobby-ul, cum spunea doamna deputat, pe care l-am putea desfășura pe această zonă. Alții spun, domnule, ar mai fi ceva șanse, dar mă rog... Nu aș vrea să fac un pronostic în sens pozitiv sau negativ. Ceea ce pot să vă spun este că, nefiind, să zic, parte din echipa tehnică care aduce un aport consistent în zona de fundamentare a, până la urmă, tehnică a acestor lucruri, asta, deci, practic, ceea ce se va pune pe masă și toate analizele vor fi analizate la momentul respectiv. Deci, chiar nu aș vrea să fac un astfel de pronostic favorabil sau nefavorabil. Păi, dar vreți cu da sau nu? Sau mai e vreo șansă, da sau nu? Nu ar trebui să ne bazăm mai mult pe studii. Faptul că da, că nu, e un răspuns... Tică e ceasul... Vreau să vă spun doar orice sector... Tică e la modul că mai sunt câteva zile, nu mai vorbim de... E laie sau bălaie, ca să spunem pe românește. Noi am cerut, am făcut adresă, inclusiv la Comunitatea Europeană, am cerut 200 de milioane de euro. Nu însemna foarte mult. Dar eu am chiar și stocurile pe... Am cerut 200 de milioane și au obținut 10? Da, de asta ni se datorează și nu facem această comunicare, nu avem tot ce înseamnă acestea. Dar vreau să vă spun că toate sectoarele care au primit bani, uitați cu cât vin bani și noi spunem vin bani de la Comunitatea Europeană, nu facem nimic altceva decât îl tragem într-un faliment, sectorul de activitate. 10 milioane nu înseamnă nimic. Gândiți-vă că fermierul român are stocuri, că discutăm de bani, avem stocuri, stocurile se vor întoarce împotriva fermierilor. În 2 luni de zile intrăm la recoltat, 3 luni de zile. Ce vor face? Ce vor vinde? Vor veni băncile, vor cere foarte mulți fermieri. Uitați-vă, luați de la ANAF o situație și vedeți gradul de îndatorare a fermierilor și pe grupe de fermieri, pe mărimea lor. Și o să vedeți ce probleme vor fi. Cert este că anul acesta, multe ferme, eu nu fac acum o pledoarie, domnule, trebuie să... vor fi foarte multe ferme care vor intra în faliment sau vor fi scoase la vânzare sau la executare. Ce veste prostă ne-ați dat. Da. Păi nu, dar acum normal. Nu dăm activitate fondurilor de investiții în România. Da. E normal, e firesc. Ușor aș vrea să mutăm discuția noastră spre subiectul pentru care ne-am întâlnit la această masă rotundă și le mulțumesc domnilor Dragoș Stănescu, Radu Gorunescu și Antonio Primera că, mă rog,
au fost parte în această primă zona dezbaterii noastre. Dacă aveți ceva de comentat, de adăugat pe marginea lucrurilor care s-au spus aici, sunteți bineveniți. Dar haideți să începem să discutăm despre un lucru pe care mărturisesc sincer că eu nu-l înțeleg foarte bine, dar aș vrea să încercăm să-l lămurim și pentru cei care ne privesc acum. Ce înseamnă, domnilor, agricultură de precizie? Adică, într-o țară în care, iată, avem niște probleme sistemice îngrozitoare, unele care par inclusiv structurale, da, așa, noi aducem discuția într-o zonă a agriculturii de precizie. Sună minunat. Digitalizare în agricultură. Sună SF deja pentru mai toată lumea care, repet, să uite la agricultura românească care se zbate încă cu sisteme de irigații, cu avem plouă Dumnezeu, nu plouă, așa. Deci, ce înseamnă agricultura de precizie? Vă rog, haideți să... Este o temă foarte interesantă și mulțumesc, Capital, pentru serviciul pe care îl face agriculturii românești, popularizând aceste teme care vin peste noi, vrem sau nu vrem. Digitalul e o chestie nu foarte nouă. Primele calculatoare au apărut în anii 80 în România. Se făceau, ce știu eu, rețete de pentru marile complexe zootehnice, lucra cât un etaj de centru de calcul în anii 80. Deci nu e ceva care a apărut zdrang peste noapte. Agricultura 4.0, cum este ea numită, sau agricultura digitală, este un domeniu care reprezintă un pas mare înainte în nivelele de productivitate care se pot obține. Agricultura, să zicem, nedigitală, analog, și-a epuizat toate resursele de a mai crește productivitatea. Am ajuns într-un punct în care, să zicem, aratul cu tractorul U650, dacă vreți un exemplu analog, și-a atins limitele. La începutul anilor 2000 au început să apară primele tractoare cu computere de bord. De ce? Ca să consume mai puțin carburant, ca să verifice parametrii. După aceea au apărut primele GPS-uri. În ferme au apărut primele calculatoare, ca să ne ținem contabilitatea. De ce nu mai ținem contabilitatea în ferme pe registre? De ce? Pentru că e mai ușor, e mai productiv, se câștigă mai mult timp și în ultimă instanță bani. Agricultura 4.0, acest concept nou, sau agricultura digitală, sunt mai multe definiții, este pe același plan cu industria 4.0. Dacă ne uităm, de exemplu, la mari producători industriali de mașini, cam toată lumea are fabricile aproape complet robotizate, nu mai e nimeni prin fabrici. Diferența în agricultură este că se lucrează cu organisme vii care nu sunt la fel de ușor de, să zicem, mânuit ca o piesă industrială. Trebuie să o iei, să o detectezi, să vezi ce-i cu ea. E o parte, să zicem, de robotică inclusă, care vine și aceea în agricultură. Este acest pas fără de care nu se mai poate. Și deja pot să vă spun că tot vorbim pe cifre. Anul trecut, în 2022, la nivel mondial, s-au atras investiții de la fondurile de capital în agricultura digitală de 10 miliarde de euro. Este o cifră comparabilă cu agricultura din România ca nivel de zerouri. Nu știu cât suntem exact. 15 miliarde. 10 miliarde au investit, să zicem, fondurile de investiții, fondurile de capital în agricultura digitală. Este o cifră de 20 de ori mai mare decât acum 10 ani, în 2012. Deci nivelul de interes atât al fermierilor cât și a investitorilor este foarte mare în acest domeniu. De ce? Fiecare euro investit în digitalizare, colegii noștri din Ucraina, că tot se vorbea de Ucraina, colegii noștri de la SAS Ukraine au în jur de 2 milioane de hectare deja în Ucraina. Digitalizate? Digitalizate complet. Și au făcut un studiu multianual, apropo de cifre, ce return of investment ai? Ce, pentru fiecare euro implicat în digitalizare, câți euro îți vin înapoi? E undeva la nivelul de 7 euro și jumătate, 8 euro pentru fiecare. Nu e rău deloc. Este un nivel de profit uriaș, da, în agricultură. Nu mai ai, nu știu dacă în un euro investit în, ce știu eu, în crop protection îți aduce 8 euro.
E un nivel de... E un ecart uriaș față de... Da. Acum, ce se întâmplă? În lumina ultimelor revoluții din ultimii ani, criza COVID, războiul din Ucraina, creșterile acestea de prețuri la carburanții fosili, care au dat peste cap creșterile de prețuri la toate inputurile în agricultură, pentru că, nu știu, cred că mai bine de jumătate din inputurile agricole, din bugetul unei ferme, se bazează pe carburanți fosili la bază. Vorbim de îngrășăminte, vorbim de carburanți, vorbim de tot ce înseamnă logistica, transportul recoltat, transportul grânelor și așa mai departe. Până și o bună parte din produsele de crop protection au la bază gazul metan. Și atunci fac o pauză ca să înțeleagă lumea ce înseamnă 50% din bugetul unei ferme. Este o cifră enorm de mare pe care dacă eu mi-o pot optimiza folosind niște tehnologii eficiente care îmi permit să nu mai consum atâta carburant, să nu mai dau atâta apă. Da. Îngrășăminte, care sunt infernal de scumpe în ziua de azi. Da. Atunci curentul electric. Dintr-o dată ajungem la ce se vorbea mai devreme, de acea rentabilitatea hectarului, care este unul din parametrii esențiali. Vă rog, că simt că... E corect ce spuneți. România produce undeva la 15 miliarde de euro anual, dar are o capacitate de a se duce în 70 de miliarde. Exact. Avem o mare problemă. Adică exact acei 7 euro de care vorbeam mai devreme. Tot timpul mai discut cu diferiți prieteni din diferite sectoare de activitate ale României, dar nu numai. Și zice, mă, cum e în România? Cum ți se pare? Păi e simplu, în România nu poți să faci decât un business spot. De ce? Datorită faptului că eu la nivel național nu am un plan de dezvoltare strategic pe termen lung. După care construiesc acest PNS. PNS-ul înseamnă un plan de dezvoltare pe termen scurt, pe 4 ani de zile. Dar eu trebuie să știu unde mă duc în 2060. Ca să dezvolt această agricultură și toate aceste sectoare conexe, trebuie în primul rând să mă duc pe digitalizare pe toate ministerele acestea. Ce spuneam puțin mai devreme despre target pe premier. El se duce pe fiecare minister în parte, păi nu există o colaborare între APIA, Ministerul de Finanțe și toate celelalte lucruri. Eu am spus va fi după ce vor fi puteri digitalizate și APIA și Ministerul. Nu pot să fac irigații din moment ce am 64. Nu pot să mă duc pe irigații din moment ce am 64 de milioane de sole. E clar. Sunt prea fragmentat. Nu pot să fac digitalizare că am sole de 3.000 de metri pătrați. Cât e un loc de casă? În mijlocul Bărăganului discut, nu în altă parte. Nu pot să construiesc o strategie clară pe agricultură ca să dezvolt și celelalte sectoare de activitate. Mă refer la industria alimentară care să încreeze produs finit. Scuze, nu vreau să manipulez. Frații, microfonul de mână. Aș vrea să închid cu agricultura de precizie, pentru că am lăsat-o neacoperită. Agricultura de precizie este, să zicem, baza digitalizării agriculturii. Este partea cea mai importantă, pentru că principala componentă a activității unei întreprinderi agricole, a unei ferme agricole, este agricultura. Și atunci ea este, ok, există și comerț, există și finanțe, există mai mult. Și atunci ea este domeniul pe care eu trebuie să-l eficientizez. Ce înseamnă agricultură de precizie? Înseamnă optimizarea tuturor costurilor cu precizie, astfel încât eu să obțin mai mult profit pe fiecare solă din cele 64 de milioane. Pentru că până acum, eficiența fermelor se calcula, să zicem, la nivel de, să zicem, cultură de grâu pe fermă. Fermierul nu avea, până să apară agricultura de precizie, nu avea instrumentele să poată face pe fiecare solă sau chiar și în interiorul unei sole, dacă e o solă de 100 de hectare, pot exista diferențe de la un cap al solei la celălalt. Și atunci, nu numai că nu o făceau rentabilitatea la fiecare solă, o făceau la sfârșit de an pe toată cultura de grâu. Dăm un exemplu, cultura de grâu. Ori să faci o rentabilitate cu ciclu de un an de zile în momentul când ție ți se schimbă parametrii din 3 în 3 luni, ești deja ca om de afaceri, ca antreprenor, tu nu poți să mai lucrezi. Și atunci tu ai nevoie de instrumente care să-ți spună: hei, vezi că ai cheltuit prea mult pe hectarul ăsta și nu o să ieși în... Pentru că avem unelte care deja ne dau productivitatea la hectar prin luna mai, de exemplu, la prășitoare. Eu deja, dacă folosesc
imaginile din satelit și algoritmii de inteligență artificială, eu deja în luna mai software-ul poate să-mi dea predicții și poate să mi le dea pe fiecare solă separată și pot să văd care solele bune și care solele proaste și pot să iau în mai, în iunie, când încă planta e verde și pot lua decizii, pot să încep să iau decizii ce trebuie să mai aplic, mai are nevoie de îngrășăminte, mai are nevoie de apă, mai are nevoie de crop protection în cazul în care mi-apar. Acum, de exemplu, se lansează satelit și din vara asta o să fie disponibilă predicțiile de boli din satelit. Inclusiv, deci o să poată să spună cu 2-3 zile înainte de a se apărea făinarea în grâu, dau un exemplu absolut banal, cu 3 zile înainte o să primești o avertizare pe dispozitivul. Da. De față, în funcție de temperatură. La microfon, dacă se poate. Haideți să ne... Vă rog, ați spus că un accent pentru, după care să... Pentru bună informare a privitorilor noștri, a telespectatorilor, da. Și cu tot respectul pentru domnul președinte Vasile, la Paru are un nume în România și militează pentru bunul mers al agriculturii. Avem o strategie la nivelul Guvernului României, dezvoltarea durabilă, un departament, 2040, Agenda României, unde este un capitol foamete zero. Și acolo agricultura este tratată foarte serios. Și sunt acești piloni unde ne îndreptăm. Aș vrea să înțeleagă toți cei care ne privesc acest lucru. Nu suntem așa un stat așa eșuat, domnul, ca mergem așa ca pe da, o... Domnul ministru Botănoiu poate confirma. Eu ca ziarist, iertați-mă, trebuie să plonjez de fiecare dată în realitate. Iar realitatea cotidiană este una, iertați-mă, tristă, constatată de toți cei care sunt și aici în sală și cu noi în online. Că vorbim, iată, de digitalizarea agriculturii. Vorbim despre din ce în ce mai multe fonduri investite în agricultură. Nu știu, oameni buni, cum se face însă că atunci când mă duc să cumpăr legume românești din piață sau de la magazin, da? Ele sunt din ce în ce mai scumpe și din nefericire și din ce în ce mai puține. Păi ce nu înțelegeți aici? Că păi iertați-mă, nu știu. Păi ce nu înțelegeți? Așa pe românește spus, cum mama naibii de se poate întâmpla lucrul ăsta? Domnul Turcescu, da. Eu, comparativ cu colegii mei, eu nu sunt de acord cu strategiile. Nu sunt de acord nici cu legile făcute de genul ăsta. Eu vreau o politică publică asumată de toate partidele politice. Bă, frate, și ăla să fie cadru. Te-ai apucat de irigații, termine-le odată. Te-ai apucat de drumuri, termine-le odată. Nu le începem peste 2 ani să schimbă guvernul. Vine ea, zice, nu ne mai trebuie mai irigații, ne apucăm de piețe. Vine ăla, zice, nu ne mai apucăm de piețe, ne apucăm de depozite. Și atunci bâșbuim de 33 de ani în... aceste strategii, viziuni, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, toate ministerele sunt pline de strategii. Dar în același timp, iată, vine viitorul altceva. Peste noi, n-avem ceva. Uite, eu vă dau concret, nu povestesc lucruri de genul ăsta. Sunt producător de legume. Vin colegii noștri după în piață, cu acel control făcut sau nefăcut, aduce roșia, îi pune etichetă roșie românească, când ea nu se produce, corect. O pune la preț de 20 de lei, 30 de lei și zic, bă, dar eu n-am produs, cum naiba fac? Ăștia de produc mai devreme, exclus. În momentul în care eu ajung cu roșia în piață, prețul se prăbușește, că ajungem toți în același moment. Uh-huh. S-a prăbușit. Și atunci, cine plătește aceste găuri? Producătorul din România și consumatorul din România. Pentru că noi am pierdut legătura cu consumatorul din România. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că roșia aia care e pretins românească nu e de fapt românească. Asta e. Păi și atunci întrebarea vine având de-a face cu niște scroci, cu niște inși care nu care înșală cumpărătorul, că despre asta e vorba, da? Dacă faci controlul unde trebuie și cum trebuie. Dacă faci controlul. Păi ce subiectul, hai să fim serioși. Doi, piețele alea agroindustriale, verifică, domne, și lasă-mă cu producătorii ăia care sunt frumoși și aranjați parfum cu Chanel. Lăsați-mă cu asta. Am înțeles. Domnule primar, vă rog frumos. Da. Mulțumesc. În primul rând, bună ziua și mă bucur să văd această masă rotundă la care participă și oameni din politică, și agricultori, și IT-ști. Mm-hmm. Și asta e... E rar. E rar, da. Am mai și participat. Ziariști. Și ziariști, da. 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 Așa. Ce să zic, eu sunt un IT-ist cu picioarele pe pământ și mie îmi place să văd lucrurile, să mă dau un pas în spate și să văd lucrurile așa cum sunt, nu cum ne dorim să le vedem. În primul rând, în agricultură avem două aspecte, politic, legile, strategiile și așa mai departe, și în al doilea rând trebuie să înțelegem că agricultura sau fermele sunt niște business-uri. Uh-huh. Și trebuie tratate ca niște business-uri. Și din păcate,
aici ne lipsește, nu dau vina sau nu arăt cu degetul, dar ne lipsește educația economică și uneori văd greșeli, din perspectiva unui soft de farm management, văd greșeli pe care le fac agricultorii. Ei sunt foarte, foarte buni în ceea ce dezvoltă în agricultură, dar ei nu sunt traderi, ei nu ar trebui să facă trading, nu ar trebui să facă, sau dacă vor să facă asta sau să intre în zona asta, ar trebui să apeleze la specialiști. La fel am avut discuții de-a lungul timpului cu fermieri care au digitalizat ferma, dar au digitalizat-o citind din anumite articole, nu au avut un consultant IT care să-i ajute să își digitalizeze inteligent ferma. Pentru că așa putem, în momentul în care am un telefon mobil în fermă, pot să spun sunt digital. Da? Uh-huh. Sau mă uit la, am o stație de meteo și mă uit la cum e temperatura în sol și așa mai departe, sunt digital. Dar IT-ul trebuie să rezolve probleme. IT-ul în sine nu are niciun sens fără, dacă el nu rezolvă probleme. Și ce văd în piață, nu vreau să intru în politică, dar o să încerc să stau de partea asta altă a mesei, văd în piață lucruri făcute ineficient. Și spunea cineva, agricultura n-ar mai trebui măsurată în număr de hectare, ci ar trebui măsurată în eficiență. Asta e problema noastră în România, din câte văd. Am avut o discuție recent cu cineva de la Universitatea Tehnică din Viena, care lucrează pe inteligență artificială pentru crop rotation, pentru rotația culturilor, pentru a maximiza, pentru a alege culturile următoare care dau un index de vegetație maxim, date din satelit și așa mai departe. Sunt chestii foarte inovatoare. În Austria se aplică chestia asta. Austriecii, de exemplu, au o suprafață mult mai mică decât România. Ei trebuie să fie eficienți, ei n-au încotro. Noi, având foarte multe resurse, putem să avem productivitate mai scăzută, că, har Domnului, avem... Și încearcă să exploateze suprafața exact, la nivel maxim. Exact. Și acolo vedem eficiență. Nu pentru că ei sunt, nu știu, o sunt nevoiți, superioară sau ceva, i-a obligat, n-au un control, exact. Situația, da. Și trebuie să înțelegem că agricultura sau fermele sunt niște business-uri și trebuie tratate ca niște business-uri. Revin la ce am spus mai devreme. Și ăsta e motivul pentru care vrem să facem digitalizare, pentru că toate business-urile sunt digitalizate și folosim tractoare care au display-uri digitale, care se conduc singure, care, nu știu, se bazează pe imagini satelite și așa mai departe, dar acele date nu ajung la fermier. Ele rămân în tractor, știu pe unde merg, dar nimeni nu le colectează. Deci avem la dispoziție o cantitate enormă de date și nu le folosim. Și ele nu ajung la fermier, în primul rând, și problema este că ele nu ajung la autorități. Aici nu mă refer la niște autorități care să ne controleze, ci care la niște hub-uri care să le poată valorifica. Pentru că discutăm de inteligență artificială, de, nu știu, ChatGPT și alte soluții care au apărut acum. Acele soluții sunt antrenate pe seturi de sute de miliarde de date. Noi nu avem nici măcar istoricul pe ultimii 2-3 ani în ce privește, undeva centralizat, în ce privește ce substanțe am folosit, ce tratamente am folosit, care au fost problemele. Să vă întreb dacă digitalizarea, într-o formă sau alta, ne poate ajuta să fim mai puțin otrăviți, da, de cantitățile foarte mari de substanțe care se introduc la un moment dat în agricultura intensivă. 700 de grame față de 9 kg în Olanda. A, deci încă stăm bine, ziceți dumneavoastră? 700 de grame. O mică încărcătură. Deci, produsele din România sunt, eu am curaj să spun, sunt cele mai ecologice la nivel european. Până am pus o întrebare. Deci, păi nu. Așa. Deci, gândiți-vă că da? Noi 60% din locuitorii din rural beau apă din puțurile alea. Deci arătați și mie în Olanda unde păi fac. Vă întreb de ce, din nou, din experiența interacțiunii, să zicem, în piață. Da? Mi se spune, domnule, cumpăr mai degrabă roșii din Olanda, da, decât din România, pentru că olandezii, având o agricultură digitalizată, iată, da, în momentul în care pun substanțe pe îngrășăminte chimice, o fac după o rețetă în care nu depășesc anumite cantități, în vreme ce țăranul român așa ia azotul pe făraș așa și l-aruncă păi în solar. Țăranul român, ca să ia azotul pe făraș, trebuie să-l cumpere. Trebuie să aibă bani să-l cumpere.
Și atunci folosește ce așa, sau nu folosește. Așa, și dumneavoastră vă imaginați că din cei 800 de mii care vorbea colegul meu, care depun la Apia, credeți că ăia cu de la 1 la 10 hectare fac ceea ce face olandezul? Mm-hmm. Fac ceea ce face francezul? Deci, domnul ce? Turcescu, mă întorc la ceea ce spunea dânsul și eu îi spun, faceți, domne, politică, dar faceți-o pe agricol. Da. Faceți-o pe agricol. Dacă noi găsim răspunsul la trei lucruri, piață, asociere și finanțare, atunci sigur că o să devenim un sector economic, pentru că e firesc. Nu, eu nu sunt social, eu nu sunt dus acolo ca să fac ce să fac. Eu trebuie să fiu productiv, să plătesc asta și să fiu competitiv pe piață. Păi dacă eu n-am o politică publică care să mă protejeze, că nu discutăm aici de ajutor, eu n-am nevoie de ajutorul să mi-l dea nu știu ce, că nu sunt handicapat. Dar, domne, în momentul în care îmi dai un credit cu dobândă subvenționată ca în Olanda sau ca în Franța, sunt competitiv. Păi dacă tu mă pui să mă împrumut cu 10% și mai am și cheltuieli... Domnul Bătănoiu, dar aș vrea să întreb, avem economia românească la fel ca cea franceză sau ca cea olandeză? Nu suntem structurați. La microfon. Nu putem da pe sistemul bancar. Ce vreau să spun, domnul primar, doar o secundă. Dumneavoastră spuneți un lucru elocvent doar pentru un procent foarte mic din agricultura românească astăzi. Realitate vorbind. Pe realitate. De ce spuneți? 10-20% din ceea ce spuneți. De ce realitatea spuneți? Românească e alta în rural, care din păcate. Pentru care? Care e argumentul? Avem cel mai mic grad de educație a fermierului în România. Ce vorbim? Deci din 860-830 de mii de fermieri la Apia, știți cât România se face, cu cât se face performanță? Aveți cât? Dreptate aici. Da. Vedeți ce vorbim? Aia ce spuneți dumneavoastră în Austria e altă cultură, e altceva. A, acolo tindem, dar nu poate, se poate. Cred că... Sigur, o singură chestie aș vrea să mai adaug. Ideea este că optimizarea se poate face și într-o fermă mică și într-o fermă mare. Evident că într-o fermă mare de 15.000 de hectare sau de 20.000 de hectare, exact, doar că soluțiile digitale sunt foarte ieftine. Adică văd fermieri care investesc 500.000 de euro într-o autopropulsată, dar nu vor să investească 10.000 de euro pe an într-o soluție digitală care să le dea informații și să-i ajute să-și optimizeze. Costurile unei... o secundă, doar atât. Vreau să mai adaug. Costurile estimate a unei soluții digitale care acoperă cam toate procesele dintr-o fermă este cam 0,3% din costul anual. 0,3%. Și beneficiile pe care le-am văzut într-o fermă, undeva am făcut niște calcule pe niște ferme de 1000 de hectare, sunt undeva de 5-6% fără alte, nu știu, soluții digitale complexe. Deci doar implementând un soft de farm management și așa mai departe. Deci de la 0,3% la profitabilitate crescută de 5-6% și mai mult. E un pas foarte mare, într-adevăr. Domnul Dragoș Stănescu, vă rog. Vă mulțumesc că ridicați o temă foarte fascinată. Voi încerca să construiesc pe ceea ce au spus interlocutorii noștri. În primul rând, cu definiția agronomiei de precizie, că s-a discutat ce face. E o tehnologie care colectează datele, procesează ca să poți să-și gestionezi culturile din fermă mai bine. Și pe urmă ajungi la randamente, profitabilitate, dar trebuie să colectezi date, să le procesezi și să faci sens din el. Pe tema asta avem două componente, tehnologia în sine, digitalul, și echipamentele. De unde rezultă și, să zicem așa, dezavantajele de a intra în această zonă pentru fermieri, fiind costurile sunt destul de ridicate pe echipamente, într-adevăr nu pe tehnologie în propriu, și desigur accesul la finanțare, consultanții, advisorii din fermă sunt lucruri care de asemenea costă. Însă, pe de altă parte, vedem un trend crescător, însă nu la nivelul comunității europene, nici pe departe. Însă, este foarte important o discuție un pic mai largă despre acest digital. Nu există digital, se vorbește peste tot în România de digital, adică digital ca de sine stătător nu există. Există business, în discuția de aici agronomie, care are o valență, o augmentare, o, să zicem, îmbunătățire a aspectelor din acest business, care se numește digital. De aceea, de multe ori, digitalul nu zboară, cum se spune în engleză, doesn't fly, fiindcă este gândit în separare. Vine un expert, fie că e IT, eu sunt tot din IT, și vorbește el despre planurile lui. Nu, este business-ul care trebuie să spună ce nevoie are, ce doleanțe și tu încerci prin aceste mecanisme să eficientizezi și să ridici chestia. Tocmai în contextul ăsta cu război, cu nebunie, cu crescut prețuri la inputuri, cu costuri tot mai mari pe orice,
orice îți dă un avantaj competitiv, cât de mic, și asta ți-o poate da digitalizarea, apropo, nu schimbă business-ul de bază. Business-ul de bază e ăla cu sămânța, cu planta, cu omul, cu sufletul, etc. Adică să nu-și închipuie cineva că vin niște roboți și lucrează câmpul în sol sau intră în solar, deocamdată. Absolut, dar ca să vă, să construiesc pe ce spunea colegul nostru. Da. Vă dau un exemplu concret la o aplicație digitală care, de exemplu, există acum în România, este gratuită. Ce face și unde ajungi? De exemplu, poți să urmărești datele din satelit pe 20 de ani în urmă, să faci o mapare a unei sole, a unui teren, a unei ferme specifice. Deci treaba asta o faci într-o locație anume, nu generic. În urma, să zicem, suprapunerea acestei imagini pe 20 de ani, vezi că anumite porțiuni dintr-o fermă, care se poate să fie de 100 de hectare, să zicem, sunt mai verzi, unde înseamnă că umiditatea e mai bună și mai propice pentru recoltare acolo și însămânțare, o zonă este mai gălbuie, unde, să zicem, cantitatea de apă este mai mică și o zonă este mai roșie. În momentul acela, tu împarți respectiva solă în trei zone de management, pentru plantare, să spunem așa, un exemplu foarte simplu, și plantezi semințe cu distanță variabilă mult mai apropiate în zonele de verde, astfel încât au resurse să nu se canibalizeze între ele, cu o densitate, cu o lățime între plantare mai mare în zona galbenă și din ce în ce mai mare în zona roșie. Și acest lucru se realizează pe un script de această aplicație și îl dai pe stick domnului fermier. Ce credeți? În România, 80% din fermierii care au participat în acest program au spus, well, dar nu prea are cine. Eu am cumpărat mașina aia de 200.000 de euro prin fonduri europene, dar nu prea știu cum să folosesc scriptul ăsta. Am ajuns și cu scriptul. Tot este un început. Dar toată tehnologia, inteligența artificială, antrenamentul, să zicem, pe miliarde de date în toată Europa, ca tu să-i creezi acel script, o faci undeva la un exercițiu de 14 minute. Mașinăria aia de 200.000, 300.000 de euro, ai cumpărat-o cu un efort de depus dosare, nu știu, în luni de zile. Ce te faci, de fapt, dacă tu nu știi ce să faci cu ea? Deci, reveni și la educația de care spuneați, dar lucrurile se schimbă. De ce? Motivul pentru care, iertați-mă, dau un alt exemplu. O grămadă de români își cumpără o mașină de spălat care are 40 de programe și vor folosi de la începutul până la sfârșitul acelei mașini de spălat 3 programe, cel mult, din acea mașină. Dar când o cumpără, dacă îi se spune asta are 30 de programe și aia altă are 40, ce? O iau pe aia care are 40, de ce? Poate îmi trebuie, se poate vreodată, dar nu o vă folosi niciodată. E cam aceeași situație. Da. Iar de unde pornim? Acum 2-3 ani, ultimul raport pe care l-am văzut, eu spunea că în România sunt undeva la 2000 de ferme care folosesc această agricultură de precizie. Voiam să mai adaug... Iertați-mă, introduc o nouă temă după și chiar vă rog să inclusiv să adăugați. Mai e chestiunea asta cu agricultura pe verticală. Aș vrea să înțelegem de asemenea ce presupune ea, că sunt termeni noi pe care n-ar strica să-i descoperim împreună și în această dezbatere. Da, odată să închei problema cu educația. Da. Noi suntem o firmă de IT, asta facem. Și toți fondatorii sunt IT-ști. Începând să vindem soluția noastră către fermieri și începând să interacționăm cu fermieri, bine, unul dintre cofondatori este și el fermier, ne-am dat seama că lipsește această educație de care spuneați. În concluzie, ca o nevoie, am înființat Asociația pentru Educație Digitală în Agricultură. Și aici vrem, sper că o să auziți multe pe viitor din partea asta, încercăm să punem la dispoziție soluții digitale tuturor fermierilor gratuite, să avem o integrare cât mai bună și să aducem într-un singur loc informații de la toți fermierii, să învățăm cu toți împreună. Pentru că, până la urmă, un produs, un business, dar și o asociație non-profit, care să ne susțină și să creștem, să ajutăm să creștem agricultura, pentru că asta e o nevoie. Bun, în legătură cu agricultura pe verticală, din păcate sau din fericire, nu sunt foarte multe lucruri de spus despre agricultura pe verticală în România. S-au făcut niște experimente, există un început sau există niște hub-uri, sere, niște sere mai complexe. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, e vorba de agricultură în niște hale, în principiu, așa puteți să vi le imaginați, ca niște hale industriale în care se plantează pe rafturi și se colectează pe rafturi. Anul trecut am făcut un proiect pilot, din păcate a rămas la nivel de proiect, nu a fost implementat din lipsă de fonduri,
poate lipsa aceasta de fonduri se datorează și lipsei unui business case bun sau na, poate nu avea sens în România în momentul ăsta, dar există, avem know-how, am reușit să proiectăm o hală complet automatizată în care nu intră nicio persoană, în care se care rezultă într-o producție predictibilă și consistentă, fără tratamente, fără, nu știu, îngrășăminte speciale sau cu produse bio. Evident, există limitări, se pot crește doar anumite plante, gen salată, rucola, plante aromatice și așa mai departe, deci nu putem să plantăm grâu, porumb în hale. Și tocmai de asta și interesul pentru asta e destul de scăzut. Dar cred că dacă putem să discutăm de agricultură pe verticală, inclusiv în sere. Sunt sere care au o chestie de genul ăsta, dar nu cred că în România, cel puțin în următorii 5-10 ani, nu văd să fie nevoie. Să fie nevoie, da. Pentru că agricultura pe verticală încearcă să optimizeze. Ori noi mai avem de optimizat la nivel de sol, de pământ. Vine peste noi, ca și în anii precedenți, o mare nenorocire, mai ales pentru agricultură. E vorba de secetă. Înțeleg că ne așteaptă un an destul de complicat, încă un an destul de complicat din acest punct de vedere. La asta se adaugă o situație care durează deja de ani mulți în România, și anume lipsa forței de muncă, mai ales în zonele rurale. Și desigur aici apar chestiuni legate de fondurile care ar trebui să vină inclusiv dinspre Comisia Europeană pentru a aduce agricultura românească la un nivel de susținere, pur și simplu. Că la urmă, dacă ai n-ai apă, n-ai cu cine să lucrezi și în general nu funcționează lucrurile, stai și zici, domnule, să-mi dea cineva o mână de ajutor. Deci plonjăm din nou în realitate, încercând să croșetăm lucrurile, inclusiv cu soluții, posibile soluții digitale, dacă există și în această zonă, dar am să vă rog să discutăm pe marginea acestor provocări. Vă rog, domnule Vasile, vă rog, domnul Botonoiu, deci doamna deputat. Eu sunt puțin mai timid, de aceea am cerut voie, dacă îmi permite să... Am văzut, da, da, timiditatea vă caracterizează de ani foarte mulți de când ne știm, așa că să comenzi. Da, 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 vă rog. Mulțumesc. În primul rând, am de dat un răspuns pe digitalizare. Vreau să vă spun că astăzi, 2023, am mai mult de 20% din suprafața agricolă a României care nu beneficiază de titluri de proprietate. Uh-huh. Eu discut de digitalizare, înseamnă ce? Am peste 247.000 de fermieri trecuți de 70 de ani, care înseamnă peste 1,7 milioane de hectare. Nu discut de schimbarea generației. Da. Da. Mai discut de cele 4,7 milioane de hectare de teren care sunt fermieri nefiscalizați. Ei plătesc TVA-ul, plătesc acciza pe motorină, sunt români care lucrează în alte domenii, vin cu salariile de acolo și bag în aceste terenuri. Ei pierd foarte mulți bani și nici măcar nu lucrează din punct de vedere al plusvalorii. Îi pierd bani, deci voi avea o masă critică de nemulțumiți care se ridică la peste 680.000 de fermieri care beneficiază de aceste fonduri europene, care nu reprezintă nimica. Am studii făcute, focus grupuri, din 2000, nu acoperim nici măcar diferența de motorină din 2000 față de 2023 pe aceste fonduri europene. E adevărat că în 2007, când am intrat în Comunitatea Europeană, au spus, domnule, vom uniformiza aceste subvenții la nivel național. Că discutam de sumă, eram dator și la dumneavoastră această sumă de 10 milioane de euro. Nu, eu n-aș vrea să dea bani, ci să dea îngrășiminte. Faptul că fermierul român pierde foarte mulți bani, de ce? Prețul lui astăzi de valorificare a cerealelor este mult mai mic decât prețul de producție, trebuia să dea îngrășiminte gratuite, cum dăm... Nu se șoptește așa de către domnul Antofer. Nu se poate, domnul Vasile. N-au cum. Eu dau soluții. Am înțeles. Știți? Mi se pare... Nu, credeți că puțin, Ursula da, von der Leyen primul, are o debara... În primul rând, eu ce fac? Mai devreme ai zis să nu mai dea la... Nu știu cine, să dea investițiile la... Nu. Nu, acei 700.000 de fermieri care lucrează fără a fi fiscalizați, trebuie să găsim modalități
de a-i aduce într-o asociație. Nu, acum, lasă-mă opune, puțin. Ce au zis, deși e ok, pentru că... Păi nu, tocmai de aceea, pentru a dezvolta această digitalizare. Aia 80% care sunt într-o formă, deci ei trebuie să... Agricultura de precizie este, cum să spun, nu este o necesitate, e o obligație pe care o avem noi. Pentru că la ora actuală dai îngrășământul. Păi dacă tu nu știi exact când să dai dozele și poți... Unde să dacă am discutat, doi. Apropo de contractul de arendă. Stai o clipă, termin repede. Te rog să mă crezi că eu sunt vorbit, deci n-am nicio... Să vede pe mine că sunt nevorbit. Așa, nu, am venit de la Academie. Al doilea lucru pe care ți-l spun, știi că în perioada următoare apa dulce o să fie mai scumpă decât aurul. Nu sunt mama omida, dar o să vezi că lucrul ăsta se întâmplă și o vedem ce e afară. Deci, începând din toamna anului trecut până acum, apa dulce, dacă nu este foarte bine gestionată, cu această inteligență artificială, cu oameni care să citească, pentru că îmi dai un device, ok, și mai departe ce fac cu el? Oameni care să citească, oameni care să-ți spună ce ai de făcut, o să tot construi în canale. Agricultura României nu poate să ducă apă din fluviile importante la ora actuală că pentru 3,3 milioane hectare, nu pentru 14. Nu e corect. Și de aici da, noi avem trebuie cea mai să vastă creionăm. Rețea hidrografică din Europa. Aici noi trebuie să creionăm, ca auzi toată lumea, zice, suntem România are apă. Nu are nicio apă, deci noi suntem în deficit de apă pentru că odată nu-l colectăm, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să fim atenți pentru că apa aia pe care o folosești nu este simplu apă în agricultură și în special la legume. Dacă apa aia ține săruri, eu nu pot folosi, poate să fie, o vezi dumneata că e apă, dar eu nu pot folosi pentru ceea ce trebuie. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, sigur că de ce nu îmbrățișează agricultura pe verticală? Pentru că e pe hidroponic, fiind pe hidroponic nu ia subvenții. Punct. Interesant, da. Aș vrea să vă rog. Aici, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu. Întotdeauna pentru a rezolva o problemă, prima dată trebuie să înțelegem problema. Și din păcate... Ca să înțelegem problema, trebuie să avem date. Deci, și acești mulți fermieri care nu sunt digitalizați, nu sunt, lucrează la negru, hai să spunem așa, Nu, să știți că nu îi ajutăm și nu am nimic cu nimeni. Exact. Am 34% din totalul fermierilor la nivel european și nu produc decât 3%. Discutam de Olanda. Olanda are 0,5% din totalul fermierilor la nivel european și produce 7%. Discut de Franța, 2,4% din totalul fermierilor și produc undeva la 17%, 14%. Germania la fel. Aici ce vreau să vă spun? Nu avem această grijă a noastră și nu ne creăm o unitate. Eu nu fac nimic altceva și dacă ne uităm și în oraș în clipa de față, fac o irosire a forței de muncă în România. Există forță de muncă, dar nu o valorificăm. Asta, am multe de spus, dar mă abțin. Ușor, ușor, am vorbit de spus. Vă rog, domnul primar, continuați o idee. Da, asta, toate chestiile astea, indiferent dacă un fermier este, nu știu, discutăm de 3, are 3 hectare sau 5 hectare sau 50 sau 100 sau 1000 de hectare, el poate folosi soluții digitale. Și haideți să, nu știu, să, dacă tot subvenționăm atât de multe lucruri, am văzut că, din păcate, partea de digitalizare nu este subvenționată. Eu, în ultimii 3 ani de când existăm pe piață ca și business, nu am prins nici măcar o subvenție sau un fond sau ceva care poate fi, care este adresat fermierului, prin care să-și cumpere soluții software digitale. Pentru că aceste informații, deci dacă am avea inclusiv la un fermier de 3 hectare, care să-și treacă acolo, uite, pe astea 3 hectare pun următoarele, nu știu, am ceapă, roșii, ce pune el acolo pe alea 3 hectare, da. Am obține informații. Informațiile astea ne ajută pe noi ca și țară, ca și agricultori, ca și asociații să învățăm de la ei, să vedem ce se întâmplă greșit, să înțelegem problema și după aceea să le oferim soluții. Pentru că prin soluțiile digitale e foarte ușor. O chestie mai era... Venim la planificare aici. Poftim? Venim la planificare. Exact. La planificare asta face un soft. Exact. Dacă nu aveți microfon, să știți că oamenii care sunt acasă și ne urmăresc și da. Nu-s puțin. Faptul că pun ceapă, trebuie să am o planificare. Planificarea trebuie... Și aș începe această digitalizare cu direcțiile agricole. De ce? Acolo am și partea de consultanță cu ministerul și cu aceste asociații profesionale. De ce nu? Că o să mă trezesc, am mai multă suprafață de ceapă și o voi arunca la gunoi. Adică irosesc lucrurile. Trebuie să plec tot timpul de la consumul populației. Dacă... Da, vă rog, doamna deputată. Vă rog. Mulțumesc. Doamna, vreau doar să-i răspund domnului că
din fericire, Planul Național Strategic are astfel de finanțări și partea de digitalizare e un element central al acestui plan strategic și aici vorbim de două paliere. Unul de inovare, parteneria de inovare între fermier și o entitate care poate furniza acest element de inovare, fie că e vorba de universitate, de institut de cercetare, de zona de IT și chiar avem proiecte frumoase în zona asta de... Am avut niște proiecte, da, pilot pe zona de parteneriate de inovare, un proiect chiar foarte frumos pe pomicultură, unde fix era acest, să zic, element de pus în practică de agricultură de precizie, atât pe partea de hard și-au luat efectiv echipamente și au integrat partea de soft astfel încât să poată să culeagă diverse date de boli, de umiditatea solului, de necesarul de substanțe nutritive de la nivelul solului și așa mai departe. Practic, vine în această zonă de optimizare a tot ce înseamnă inputuri sau nevoie de tratamente în diverse, să zic, perioade optime de care acestea au nevoie. Pe de altă parte, așa cum spuneam, în 2014-2020 au fost la nivel de proiecte pilot, sunt vreo 20 de astfel de proiecte pilot, le-am promovat tocmai pentru a vedea ce posibilități există. Ceea ce e important este că fermierul practic vine și spune care e nevoia acestuia și partenerul, unitatea respectivă își oferă disponibilitatea în a crea, știu eu, ori că e vorba de soft, ori că e vorba de o altă, știu eu, idee de inovare, ori că e de proces, ori că e de produs și vine în întâmpinarea acestora. E adevărat că a fost un proces care a plecat mai greu. El are rezultate, e adevărat, poate timide la acest moment, dar sperăm că promovându-l și făcând și astfel de întâlniri și cred că și zona de IT este interesantă în această zonă și pentru fermieri, o să reușim. Pe de altă parte, la nivelul tuturor măsurilor de investiții, partea aceasta de digitalizare este, sau cheltuielile ce țin atât de soft cât și de hard sunt eligibile în cadrul unui proiect și chiar sunt încurajate. Adică zona asta va fi încurajată la nivelul oricărei investiții, că e vorba de fermă zootehnică, că e vorba de unitate de procesare și sau, știu eu, legume, fructe. Mulțumesc! De acord cu dumneavoastră, chiar am fost abordați și lucrăm cu firme de consultanță care au sesizat această oportunitate de finanțare pentru fermieri. Nu sunt sume mari, sunt sume de zeci de mii de euro. E un început foarte bun pentru că în multe țări din Europa, în Polonia, în Cehia, deja se dau, dacă nu mă înșel, sume chiar pe hectar pentru digitalizare. Pentru că e important să ne gândim la valorile acestea pe hectar. Revin la rentabilitatea pe hectar. Pentru că acum... E bine că reveniți pentru că vreau să vă citesc o întrebare, de exemplu, o întrebare a doamnei Mirela Ionela Murire, dacă vreți, a doamnei Mirela Chiria, care ne urmărește acum pe canalul de YouTube Hai România, și care zice, de ce sunt IT-și dacă se vorbește de agricultură? Știți, să înțelegem că e o uluire din asta. Bun, ce treabă are computerul cu solarul sau ce treabă are computerul dacă îmi permiteți. Cu... Da. Vă rog că era asta. Da. Eu nu sunt IT, sunt inginer. Nu, dar ca idee. Deci, ca idee. Este acum această dramă publică cu cele 10 milioane de euro pe care le-a primit România. Hai să ne detașăm un pic să înțelegem ce sunt 10 milioane de euro la 10 milioane de hectare. Înseamnă un euro pe hectar. Da. Ne dă imaginea mărimea acestei drame. Dacă eu mă apuc și am o tehnologie care îmi permite să optimizez 3, 5, 10, 15% din costurile cu îngrășămintele, pot obține economii de 10, poate sute de euro pe hectar. Da. Vă răspund eu cu IT-ul, dacă îmi permiteți. Cu un exemplu concret, care acoperă și, să zic așa, lipsa de date și seceta și absolut tot. Să zicem că nu avem date în momentul ăsta suficiente la nivel de România.
în firma în care lucrez avem, de exemplu, peste 20.000 de loturi R&D, trial, demo, în care colectăm date anual, de peste 10, 15, 20 de ani. Dacă pui toate aceste date la un loc, te gândești, de exemplu, la o cultură cum e grâu. Ce e important pentru o cultură cum e grâu? Temperatură, precipitație, lumină și probabil și sol. Trebuie să aduci o echipă de data scientist care să facă matematic un algoritm, astfel încât aceste elemente puse într-o ecuație să-ți dea funcție de perioada de plantare a unui hibrid, să zicem, care ar fi cea mai bună combinație între aceste elemente ca el să ajungă la elementul de performanță maximă la recoltare. Dar cum faci treaba asta să o potrivești pe o solă, o fermă specifică din România? E aceste trei componente, să zicem, temperatură, precipitație, lumină, această cheie, în toată Europa și gândiți-vă așa un pic virtual, împarți toată Europa în niște hașuri gen fagure de miere. Și găsești că un hexagon de ăsta din Franța, din nordul Franței, are exact în ultimii 20 de ani aceleași caracteristici ca ceva la sud de Slobozia. Ok, nu este în Slobozia și probabil fermierul poate să fie sceptic, dar e mai bine decât nimic. Și atunci, practic, tu combini aceste date de 20 de ani și aplici, practic, logica evoluției productivității din Franța la Slobozia, fiindcă, practic, sunt aceiași parametri în cheie care afectează respectivul hibrid în evoluția lui. În momentul când te duci la fermier cu această aplicație digitală, care apropo există și este gratuită, el are fie o pondere, să zicem, matematică a ultimilor 20 de ani, cu algoritmele din spate, nu intrăm în această logică de inteligență artificială, dar are inclusiv posibilitatea să modifice, să spună, da, e ok, dar eu pariez că anul ăsta va fi secetos față de media sau de ce îmi sugerați voi. Și practic poate lua o decizie de alegerea unui hibrid care se potrivește cel mai bine în sola lui pe un istoric de 20 de ani în 20.000 de locații în Europa. Da, nu-i va da garanția că lucrul ăsta se întâmplă, că lucrăm în agricultură, dacă ar ști cineva precis ce se va întâmpla cu hibridul respectiv, ar fi miliardar sau n-ar fi o persoană cu care să ne întâlnim des. Foarte interesant. Doamna deputată, vă rog. Două lucruri aș vrea să precizez. Unu, eu vin dintr-un județ eminament agricol. De unde? De la Ialomița. Ialomița. Eu, mie îmi place să spun că Ialomița dă parte importantă din PIB, din agricultură. Da? Eu am învățat că fermierii români au învățat administrația să facă fonduri europene. Eu nu am făcut consultanță, în schimb am condus două grupuri de acțiune locale, unul pe trei județe la un moment dat și unul alături de președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locale, Alexandru Potor. Eu am văzut că primii care vor să se asocieze sunt fermierii români. Sunt primii deschiși. În schimb au o problemă pe care nimeni nu vrea să-și o asume. Educația. Când am cumpărat primele tractoare, managerul de firmă s-a urcat pe el pentru că Ionică, Georgică, Popică, nu că au refuzat, nu știau. Da? Omul ăla a făcut un pas extraordinar. 2007-2014 a fost momentul în care 8 angajați din fiecare firmă pentru 200.000 de euro pe care îi dădea Uniunea Europeană au primit salarii 12 luni plătite la stat. Ceea ce nimeni nu a vrut să spună despre chestia asta. Doi la mână, fermierul român vrea să se dezvolte, e deschis la digitalizare, dar trebuie să aibă și cu cine. Păi aia e, da. Întrebarea dacă sunt pregătiți la un moment dat fermierii români să absoarbă genul ăsta de tehnologii. Sau... În momentul ăsta România implementează POC-ul, da? Avem tineri niți între 16 și 29 de ani, copii pentru care se dau bani, se plătesc ca să facă cursuri. Nimeni nu vrea agricultură. Unde se fac astfel de cursuri? Se fac cursuri, de exemplu, pe regiunea Sud Muntenia și Sud-Est, care este o zonă preponderent agricolă, sunt 14 astfel de proiecte de 3 milioane de euro. Oamenii ăia sunt selectați pentru că au, indiferent de câtă educație, da, numai să aibă domiciliu acolo, să-și asume responsabilitatea de a merge la un astfel de curs. Ce nu vor să vină. Păi asta să case... Iertați-mă, deci vorbiți în microfon dacă... Cum adică nu vor să vină? Nu sunt interesați. Vă spun că este o lipsă, într-adevăr, de mobilizare la nivel de comună, la nivel rural. Este, într-adevăr, să știți, o realitate românească. Păi că, domnule, primarul, iertați-mă, domnule, primarul, nu poate și el de poartă în poartă să spună, bă, fraților, dă-l pe ăla mic, care deja e mare, are 20 de ani și tot stă acasă, fumează și bea cu taxul. Du-l la cursurile astea, că poate iese ceva de capul lui. Știți care trebuie?
Știți care e problema aici? Trebuie să ne uităm puțin la natura umană. Adică să facem din nou un pas înapoi. Nimeni nu face ceva doar pentru că îi se spune. Fiecare trebuie să aibă o motivație. Ne lipsește motivația. Undeva lipsește motivația. Fie la primărie, fie la cei care fac cursurile, fie la cei care vor primi cursurile. Asta lipsește. Sau lipsa, este lipsa, da, lipsa de înțelegere și dorința. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci e prima oară când... Eu nu sunt de acord că primăria poate fi de vină pentru că Ionică nu vrea să muncească. Nu, nu primările. Nu. Domnul Turcescu, dați-mi voie să... Am stat și am studiat acest fenomen. Avem problema acestea în federație. Mulți fermieri spun aceste lucruri. Ba, am vorbit și cu Alexandru Potur pe galuri pentru dezvoltarea acestor școli. Noi am discutat de școlile duale. Și la ce concluzie? Nu, problema e destul de simplă. Mi-am planificat de ce să-mi dau copii să facă școală profesională când mai au vreo 5-10 salarii, fac suma necesară și mă duc să-l înscriu la o facultate. Este totuși inginer. Mă rog, dacă nu-i greși drumul, să-l facă avocat sau altceva. Nu, fără doar și poate, uitați-vă, numărul de absolvenți de universități nu justifică nevoia economiei românești. Așa este. Toată lumea dorește și am localități care toată lumea merge la facultate, nu știe unde e facultatea, dar e absolvent. Iertați-mă, nu vă supărați. Dacă întrebați onor Ministerul Educației, vă va spune că România încă vrea să aibă și mai mulți oameni absolvenți, că suntem pe ultimul loc la Europa. Adică dacă întrebați, păi vedeți, nu știu aici cine greșește. Universitatea Bucureștiului avea 4.000 de candidați, de studenți, acum sunt 20. La nivel de studii superioare suntem pe penultimul sau ultimul loc în Uniunea Europeană. Nu, nu, nu. E adevărat însă aici, îi dau dreptate, nu că vreau să fiu rabin și eu, dar îi dau dreptate domnului Vasile. Nu, e discurs statistic. Fac o facultate și au o licență, fac și un master, poate și un doctorat și vedem la un moment dat că devin vânzător la un supermarket. Pentru că... Din nou motivație. Păi sigur, aici ține de fiecare caz în parte, cred. Eu aș vrea să-i răspund doamnei. Vă rog, să ne întoarcem la agricultură. A pus o întrebare. Ajută enorm IT-ul și este viitorul. Categoric va ajuta în decizia umană, dar totdeauna pe un fundament de cunoștințe tehnice agricole, asta înseamnă un minim de cunoștințe în domeniu, poți să iei decizia cu ajutorul IT-ului. Fără, nu-ți va face niciodată. Creierul uman este singurul care poate să replice, adică să inoveze, mai bine, mă scuzați, să inoveze. IT-ul replică. Dacă tu nu ai conștiința cu încărcare tehnică și nu ai la bază o școală și nu știi, niciodată IT-ul, după părerea mea, nu-ți va face locul mai tău. Am două lucruri de spus. Gândiți-vă în momentul în care a apărut ordinul de ministru cu folosirea fitosanitară, da? Câți agricultori... Au vrut să facă cursurile? Nu au vrut să facă cursurile. Spuneau că nu aveau școala pregătită, deci... Despre ce discutăm? Doamna deputată, iertați-mă, cursurile astea fitosanitare înțeleg că se pot face online. E, păi puneți-l dumneavoastră în momentul de față pe Gheorghe să deschidă la un moment dat, acum ce să faci, îl vedeți pe Gheorghe de la țară la 60 și ceva de ani, stând în fața computerului să facă cursuri pregătire fitosanitară? Nu e un pic... Să știți că el are mai multă conștiință decât ăla care are 17-18 ani. Nu, eu vă întreb tehnic vorbind. Da? Tehnic, în ceea ce privesc telefonul. Da, cu suport, tehnic, unde să apese pe telefon. Adică noi încercăm și mai facem, dar foarte greu. Foarte greu. În schimb, ceea ce spune domnul Vasile, să știți că s-au făcut niște pași, cel puțin legislativ. Noi avem în momentul ăsta 3 modificări la legea 18, tocmai pentru emiterea titlurilor de proprietate să ajutăm. Am modificat legea arendei, s-a ajuns la un consens politic, săptămâna viitoare dăm vot final cu o arendă de 7 ani. Încercăm... Fără constrângere nu se face nimic, vă garantez. Legea arendei era în favoarea micului fermier, dar... Domnul Stănescu, voia să interveniți la un... Vă rog. Dau și un punct de vedere personal, o poveste personală. Din punctul de vedere a unui artist, să zicem. Acum 8 ani, când Singenta la care lucrez m-a contactat să lucrez pentru ei, au început, nu o să uit toată viața mea, discursul suntem Singenta. Și eu am zis cu tot respectul, n-am auzit în viața mea. Din business-ul meu de 20 de ani în IT, nu pe România, pe Europa, pe ce vreți dumneavoastră, habar n-aveam de business-ul agricol, fiindcă pentru mine agricultură slash IT erau două chestii. Când am aflat că e o firmă de 40 de miliarde de cifră de afaceri, 28.000 de salarii în toată lumea și una din primele 2-3 din lume pe ce vrei, am zis, wow, dar oamenii și ei au fost șocați. Cum n-ai auzit de noi? Deci reciproc a fost valabil, adică numai cine nu se, să zicem așa, profesionalizează, nu face cursuri, dar și cei din lumea IT, ca să vină după ce am trecut prin ce am trecut în ultimii ani,
Nu regret nimic din ce am făcut în viață, dar dacă ar fi să aleg să fac o facultate de agronomie cu ani de zile, nu mi-ar fi părut nicio secundă. Deci este fascinant domeniul. Are oportunități, iarăși accelerarea acestei digitalizări pe care am văzut-o în ultimii 4 ani în compania mea, dar și global, are un ritm care nu există comparativ cu alte industrie, fiindcă este atât de mare presiunea rezultatelor și creșterea de costuri, încât toate firmele astea sunt obligate să facă ceva să fie diferit, ca să supraviețuiască. Da, aș vrea, dacă îmi permiteți, spre să nu e pe post de concluzie, dar aș vrea să ducem discuția într-o zonă pe care o observ și în comentariile, la care sunt foarte atent pe canalul de YouTube Hai România, pentru că sunt oameni care ridică probleme cât se poate de concrete. Și asta mă face să rostesc următorul lucru, inspirându-mă, cum spuneam, din câteva comentarii. Sunt câțiva dintre cei care primesc, care zic așa, domne, am avut o țară care la un moment dat era grânarul Europei. Da? Suntem astăzi în situația în care, deși tehnologiile au crescut, deși ajutoare avem de la Uniunea Europeană, câte sunt ele? Se acordă stipendii, subvenții în diverse formule. Mai nou să dau inclusiv ajutoare pentru semințe românești, da, iată, din partea ministerului. Sunt tot soiul de variante. Și cu toate acestea, din nefericire, agricultura românească pare să o ducă din ce în ce mai rău, mai greu. Poate e o perspectivă mai sumbră, să spunem. Domnul Botre, vă rog. Haideți să vă dau exemplu meu. Eu nu vorbesc de ce s-a întâmplat, ce am auzit la altcineva. Anul trecut am încheiat 2 contracte cu lanțurile mari de magazine. Să duc produse românești acolo. Și era vorba de roșie inimă de bou, care place românului. De ce? E dulce, acrișoară, cărnoasă, place. Am încheiat contractul cu ei, eu la contract am spus, domnule, merg pe încredere, duceam la ei și alte tipuri de produse, numai roșia, și am zis, puneți la despăgubiri cât vreți dumneavoastră. În ideea că eu îmi fac bucata mea de producător, îmi fac partea mea. Ei au zis, domnule, hai spunem 10.000 de euro acolo, că oricum și unii și alții avem intenția de a finaliza contractul ăsta. Zi și făcut. M-am dus, m-am apucat, pune hectare întregi, tot, inimă de bun, nu găseam sămânță, am reușit, am făcut. Mă rog, am închis cultura. Cât am închis cultura? Contractul. Haideți să mă duc, îl cere românul, cum spunea. Zice, domnule, dar trebuie să o ducem la casoletă de 300 de grame. Evident, m-am dus, am luat 1.000.000 de casolete, să pun la 300 de grame, cum îmi cerea magazinul. De ce? Să ducă românul, tai o dată, face o salată. Într-o săptămână s-au vândut 2 tone. Și am zis, bă, fraților, eu am 65 de tone, ce fac cu asta? Pentru că i-am întrebat, la 2-3 zile mă trezesc cu 10.000 de euro în cont dintr-o parte, 10.000 din altă parte. Și am zis, vă mulțumim frumos pentru colaborare, prezență și la la la. Am zis, ce fac, frate, am de plătit salariile la zilier, că aici e o altă problemă. Zic, am salariile de plătit la zilier, depozitarea, ce fac cu asta? Domnul Turcescu, m-am apucat să duc la fabrici, să o prestez, n-aveam borcane, nu găsești tablă. Nu mai e nicio fabrică de borcane în România. Nu mai găsiți, găsiți de procesare, pentru, dar nu găsiți ambalaje, nu găsiți, mă rog, cei care ne privesc acum, ca să înțelegem, dar produc puțin. Da. Și fac asta, zic, bă, mă duc înapoi la ei, zic, uite, domne, am făcut, măcar luați în bulion, borcane, frumos, 1,8 kg, zice, da, da, dacă face marcă proprie. Și am zis, păi ce înseamnă asta? A zis, uite, aduceți la noi aici, noi punem sigla noastră, coproduceți voi pe etichetă, e partea a doua, scrie numele tău foarte mic acolo și zice, produsul lui Xulescu. Am zis, domne, de acord, hai să o duc așa, că zic, nu stau cu ea pe stoc, că eu trebuia să-mi recuperez bani. Mă duc frumos cu ea, a zis, gata, bucuros, am dat 15.000 de borcane în 2 săptămâni, zic, domnule, hai că e bine. După care o dată s-a blocat, trimit oamenii din piață, i-am zis, băi, ia vedeți ce se întâmplă cu asta, de ce nu mai vând? Când mă duc acolo, similar cu borcanul meu, alt producător, din altă zona României, era cu 50 de bani mai ieftin decât mine. Și îl sunt pe ăla, băi, fraților, am înțeles că trebuie să facem lucrul ăsta, am făcut cu marcă proprie, de ce nu-mi dați comenzi? Și a zis, domne, știți, a venit ăla, e mai ieftin decât dumneavoastră, nu știu ce. Și am zis, domne, bine, hai că scad și eu cu 50, în intenția să dau. Și mă trezesc, domnul Turcescu, la, într-un final, că nu le-am vândut pe toate și n-am cum să le vând pe toate, mă trezesc într-un final că eu mă omor cu Antohi. Noi intrăm în faliment amândoi, pentru că scazi, e sub costul de producție, ești sub ceea ce poți să suporți, da? Și la un moment dat băieții ăștia civilizați aduc din altă parte și zice, bă, dar lasă-i la naiba, dacă vor să fie doar piață de desfacere, să o facă.
Ăsta este exemplul meu. Din motivul ăsta spun că trebuie găsită o reglementare, și aici o rog pe doamna deputat, să gândească o formulă astfel încât să putem să avem acea protecție. Că în anumite state europene, pe aceleași reguli europene, există o limită și spune, da, crești până la punctul ăla. Deci ai voie să-ți pui pe de la costul de achiziție, ai voie să te duci până la un anumit punct. Deci eu repet, această marcă proprie nu înseamnă decât moartea producătorului român. Altă chestiune, știți că înainte aveam 160.000 de unități de desfacere, buticuri, magazine prin comune, pe unde vreți dumneavoastră, cu angajați, cu etc. și amd. La ora actuală am rămas cu 30.000 din cei 160.000. Dar am florit hipermarketul ăla. În momentul ăsta, locurile de muncă, evitarea migrației s-a dus naiba, producătorii nu mai ia, că el ia centralizat și mă trimite la Turda sau mă trimite la Ploiești sau mă trimite pe la Craiova sau mă trimite la Timișoara ca să duc acele mărfuri pe care le produc. Noi discutăm nu de un carton două, că poate sunt unele care acceptă un carton două. Din motivul ăsta, cred că iarăși trebuie o reglementare și stabilit un cadru. Nu poți să-i dai voie să facă lucruri de genul ăsta oricum. Și trebuie să existe o reglementare, că altfel mă întorc la ceea ce vă spuneam mai devreme. Piață, asociere, finanțare. Dacă eu nu am o piață reglată și egală pentru toți și vine mărfuri din Turcia, mărfuri din Macedonia, mărfuri din Egipt, Iordania sau nu știu domnul unde... Domnul, eu vreau să mănânc românește și aș vrea să cumpăr de la producătorul român, iertați-mă, păi dar e scump al naibii. În comparație cu roșia de la turci, de exemplu, e scump roșia. Domnul Turcescu, anul trecut eu am dat cu 3 lei, ei o vindeau cu 8 în hipermarket, înțelegeți? 3 lei la fermă și n-au luat. Despre ce discutăm? Aici trebuie găsite și poate și fondurile acestea, că dacă discutăm ar trebui să ne întoarcem un pic și la măsuri, ce ar trebui făcut de aici încolo. Deci trebuie să existe fonduri să pot, ca partea de asociere, să pot să creez pe cooperative sau forme de organizare, gal, nu știu, să-mi creez propriile magazine, ca dumneavoastră să știți. Bă, mă duc la magazinul ăla și știu, găsesc roșia, găsesc și găsesc. Există variantele piețelor volante, bine, nu, e o altă zonă. Și cu piețele volante și cu aia intrăm într-o altă discuție. Altă discuție. Și poate o facem la un moment dat și asta. Dar rugămintea mea și rog pe colegii din IT. Domnule, un lucru vă rog, înainte de toate, cu programe, cu explicații la fermieri. Nu mai vorbiți, domne, device, ăla, în engleză, toate în engleză. Nu înțelege, domne, țăranul ăla, când dumneavoastră îi spuneți, domne, ia-ți un soft, ia-ți un hard, ia-ți digit, spune așa, reziliență, durabilitate. Ia așa, ce să înțeleagă aia când te duci la el, nu înțeleg ăștia cu carte. Și vii dumneata aici, o procedură, o metodă, ca astfel încât să reducem durabilitate. Eu stau, mă uit și zic, domne, ok, plecați dumneavoastră, după aia zic, bă, Radu, ce-a vrut, mă, să ce-a zic? Ce-a zis ăla? Da, bă, nu cumpărăm nimic, așa, așa, nu înțelegem, nu? Așa se întâmplă. Deci, vorbiți în limba română cu ei. Mulțumesc, chiar mi-ați, din nou mi-ați ridicat-o la fileu. Vă promit că noi nu facem chestia asta. Am învățat din greșelile noastre pentru că ne-am dat seama că nu reușim să vindem. Deci, ce motivație mai bună de atâta decât să vorbești pe limba fermierului? Asta e motivul pentru care... am înființat la noi în departament, deși suntem o firmă de IT, am înființat un departament de suport pentru fermieri. Pentru că au venit fermieri și mi-au spus, la noi în sat au plecat toți tinerii care știau ceva cu IT, cu așa, n-am pe cine, domnule. Am un soft, îl plătesc de un an de zile, nu-l folosește nimeni, am avut unul, l-am antrenat, a plecat în străinătate, n-am ce face. Am angajat niște tineri absolvenți de științe agricole, de agronomie, și ei lucrează împreună cu noi, ei vorbesc limbajul fermierului, pentru că asta au făcut, asta au învățat, da. Dar noi îi învățăm pe ei IT. Și atunci noi încercăm să facem această punte între IT și agricultori. Doar că lucrurile se mișcă încet din nou, din lipsă de fonduri, din așa. Și voiam să mai adaug încă o chestie, referitor la, din nou, la motivație, la soluțiile de IT, care e motivul pentru care am vrea să folosim aceste soluții de IT. De exemplu, noi acum implementăm o soluție de fertilizare curată variabilă, despre care cred că toată lumea e de acord că e viitorul și asta trebuie să facem. Eu nu știu ce e. Este, deci, practic, un teren, dacă pui într-un spreader
pui îngrășământul, poți să... Da, uite spreaderul, vedeți? Mă scuzați. Într-un utilaj care împrăștie îngrășământul. Iar așa, regulă, da. Exact. Culmea, eu când am intrat, eu vin din IT, am lucrat în industria țițeiului și așa mai departe, am intrat în agricultură și eu m-am lovit de inputuri. Sigur. Nu știu ce să alei, nu știam ce să alei, inputuri, implementuri și așa mai departe. Scriați cu nu. Nu, da, am făcut greșelile astea, dar așa. Da. În momentul în care pui tot îngrășământul într-un astfel de utilaj, el împrăștie uniform peste tot. Dar pământul nu are nevoie peste tot de aceeași cantitate de îngrășământ. Dacă combini asta cu niște imagini din satelit care îți spun indexul de vegetație, adică cât de densă e vegetația într-un anumit loc, îți dai seama unde trebuie să pui mai mult și unde trebuie să pui mai puțin. Soluția asta costă, nu știu, 30 de cenți la hectar, poate chiar gratuită, sunt soluții gratuite pentru asta. Îți poate scădea, pe aceeași eficiență, îți poate scădea consumul de îngrășăminte cu până la 30%. Ăștia sunt bani. Bani pe care tu îi păstrezi în fermă, nu îi pui în pământ, care se, nu știu, se scurge, se spală și... Interesant, da. Corect. Asta da. Sunt soluții. De asta discutam de motivație, din nou. Și pentru fermieri, asta e o motivație, poate fi o motivație să implementeze astfel de soluții și să se dezvolte și să avanseze tehnologic. Și pentru tineri, noi încercăm să-i păstrăm în mediul rural, să-i convingem, să-i motivăm să găsească joburi în agricultură și în IT în agricultură. Dă muncă în agricultură, lasă jobul, te rog frumos. Dacă îmi permiteți o mențiune la folosirea limbii engleze, să știți că nu IT-ul este vinovat pentru, ci Institutul de Lingvistică a Academiei Române. Noi nu facem traducerile. De exemplu, francezii, când a apărut mouse-ul prima dată, i-a apucat și au zis Siri. Și cravata în România, vorba regretatului meu profesor George Pruteanu, a fost prima dată numită gâtle gău. Dar nu o să o mai numim gâtle gău. Sunt extrem de mulți termeni care la ora actuală ori nu au echivalență în limba română, pur și simplu au fost preluați grămadă din limba engleză în majoritate, sunt folosiți ca atare. Acum asta cu dă-i cu spreader-ul nu o să fie o dramă dacă o să-l auzi în pățara în română. Important e să ai spreader-ul, să-l ai în posesie, că e o scură. Păi exact. Iertați-o, noi. Sunt lucruri logice. La 1900, când eram o țară francofonă, vorbeam mai mult, aveam foarte multe cuvinte din franceză, da? Iar acum ne-am... Ce e important, apropo de această rezistență la schimbare, care nu e numai la fermierie, și la salariați, este practic în toată societatea românească. Și nu, România nu face o, să zicem, e o chestie, definiția naturii umane. Natura umană e rezistentă la schimbare pentru că e instinctul de supraviețuire. Dacă e pe poteca bătătorită, nu te mănâncă leu. E foarte simplu. Și atunci, noi venim în sprijinul fermierilor prin două componente. Una este cea de educație, pentru că odată ce le duci, explici și faci training cu el, nu așteptăm să vină nici ministerul, nici societate, nici direcțiile agricole, pentru că e un domeniu pe care, sincer, ei nu-l stăpână și atunci noi, stăpânindu-l, preferăm să predăm noi direct cursurile. Facem noi cursuri cu ei, le explicăm, înțeleg avantajele, le folosesc. Există însă ferme foarte mici. Există fermele mari cu 3-4 mii de hectare, unde deja am 10-15 salariați care folosesc sistemul și n-au nicio problemă. Există ferme de câteva sute de hectare, el și ea ține contabilitatea, ele pe tractor. N-are cine să mai lucreze pe calculator. Uh-huh. Și atunci, a doua componentă cu care venim este serviciul de dispecerat. Practic folosim noi sistemul informatic în locul fermierilor. Ei nu își mai bat capul cu... Și credeți-mă, am un client inclusiv în UK căruia îi prestăm acest serviciu. Deci nu e România vreo... Deci se poate face remote, adică de la distanță? Da, deci el îmi dă doar informațiile bazice, că tractorul meu e în sol acutare și face cutare. Și scriu eu toate operațiunile agricole ca să nu-și bată el capul. Și el la sfârșit obține, la sfârșitul lunii sau a perioadei de care e interesat, dar să zicem de obicei la sfârșitul lunii, el își extrage informația din sistem. Câți litri la hectar am consumat, nu știu ce, câtă motorină, cât trebuie să-l plătesc pe salariatul cutare. Deci toate rapoartele de care are nevoie în managementul corporației, sau, mă rog, micii ferme, le poate obține direct de la noi, evident contra cost, pentru că
E un serviciu, da, avem salariat special dedicați pentru așa ceva, serviciu de dispecerare. Domnul Sărescu, vă rog, era... Dacă îmi permiteți, un adaos aici. Am făcut niște studii și profilul sau tipul de fermier, de exemplu, pe care l-ai putea aborda cu soluții digitale mai ieftine sau gratuite, de exemplu, în țara vecină, în Ungaria, e undeva la 37 de ani, are o facultate de agronomie în 20% din cazuri, nu în Ungaria, da. Și este foarte deschis spre echipamente, finanțări, vrea să scoată profit. La noi are undeva la 55 de ani și a moștenit agronomia din tată-fiu, tradițional, foarte puțin digitizat, cum spunea cineva mai devreme, telefonul este maximum cât permite digitizare. Ori treaba asta în unele țări unde există, să zicem, o similaritate, Franța și uneori Marea Britanie, s-a rezolvat prin acea funcție, nu știu cum s-a dorit în română, dar sună probabil aproximativ, agronomist. Există un fel de consiliere, un advisor, un consultant, un om apropiat celui care conduce ferma și care are exact componenta asta de cunoștințe tehnologice, dar și aplicabilitatea IT, astfel încât să poată să traducă și să fie nu neapărat mâna dreaptă, dar un om important în conducerea firmei. Viceversa, nu era inginerul agronom de pe vremuri, iertați-mă, cam, da, cam, cam, cam are cam acest agronom, nu la nivelul primăriilor, noi avem acel agronom. Da, da, el există, da. Că nu este el specializat și face firmă imobiliară, e altceva. Și uitați-vă ce se întâmplă pe cadastru gratuit. Adică unde a fost, am avut cadastre în Stereo 70, au venit și cadastriștii care au luat bani de la Ministerul Agriculturii și au stricat tot ce era corect făcut. Aș vrea deci să... o mare problemă la nivelul fermelor în clipa de față. Da. Apropo de cadastru, gratuit. Colegii din Ucraina au toată Ucraina complet digitalizată. Mă rog, nu mai au pe toată, că au luat-o rușii 20%. Colegii din Republica Moldova au toate suprafețele din Republica Moldova complet digitalizate. Colegii din Bulgaria, la fel. Colegii din Cehia, la fel. Colegii din Polonia. Suntem singura țară din grup pe Estul Europei care nu avem întreaga suprafață a României, efectiv fermierii nu știu situația juridică a terenurilor pe care le lucrează. Și asta, pentru noi, de exemplu, este o problemă, pentru că noi lucrăm pe parcele digitizate. Sunt fermele mari care au deja în sistem APIA, le-au digitizate destul de prost, pentru că APIA le pune niște condiționalități de blocuri fizice și câteodată ei săracii doar ca să pice pe așa, le desenează din pix ca să pice, să ia subvenția, să-și vadă banii. Și trebuie să reluăm noi munca de la zero. Dar sunt multe care nu sunt digitizate complet. Lipsesc. Și efectiv trebuie să o luăm noi de la zero. Avem o știre aici, da. Mulțumesc. Domnule Toh. Este un domeniu al viitorului, fără de care agricultura nu va putea. Deci, trendul acesta este. Dar revenind la realitatea românească a agriculturii, a celor care mergem efectiv pe ulița satului. De acolo pornim până la fermele mari, performante, care beneficiază aceste servicii. Aș face o mică paranteză aici. Pentru companiile mari, într-adevăr, există această binefacere. Evoluează. Dar pentru marea majoritate a fermierilor, ferma de familie, ferma mică, ferma, cum vrem să o definim astăzi în România, este, vorbim de ceva science fiction încă. Plus că populația îmbătrânită care lucrează, lipsa de educație și mai este ceva. Faptul că el dacă lucrează și orzul i-a încolțit sau a ajuns la un nivel sâmbătă seara la 9, că el e încă pe câmp și zice dimineață, duminică, înainte de biserică, cred că arunc încă o mână cu mașina repede, apropo de acel utilaj de care ați spus în engleză, și fug la biserică apoi. Pe 2-3 hectare câte am. Sună la compania de IT. Nu răspunde nimeni. Da. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Revista Capital e bucuroasă că a reușit să organizeze această dezbatere, care cred începutul unei dezbateri mai ample, ce ar merita să fie purtată în România apropo de tehnologiile viitorului, pentru că, până la urmă, nu sunt chestiuni care să una să o exclude pe cealaltă. Da, avem probleme cu cadastru, avem probleme cu forța de muncă, avem probleme cu seceta, avem probleme cu felul în care arată astăzi statul românesc. Dar asta nu înseamnă că excludem rezolvarea unor situații din agricultură și cu ajutorul noilor tehnologii. Viitorul vine peste noi oricum. Pentru cei care ne-au urmărit pe canalul de YouTube Hai România și pe pagina de Facebook ebz.ro,
Trebuie să mai fac o precizare. Noi am început această masă rotundă încă de la orele 11, deci ne apropiem de 2 ore de dezbatere în câteva minute. Împlinim 2 ore de dezbatere. Pentru că am văzut întrebări din categoria de ce n-ați discutat, și am discutat intens, vreme de mai bine de 45 de minute, ce se întâmplă cu grânele românești care putrezesc în silozuri în vreme ce grânele ucrainene au intrat pe circuit și le avem deja în farfurie sub formă de alimente. Deci am discutat acest aspect, e o chestiune dureroasă. Aveți puțin tică răbdare sau dacă nu aveți răbdare, dați cursorul înapoi și veți vedea în prima parte a discuției noastre, cu asta am început dezbaterea, pentru că într-adevăr este o problemă stringentă și dacă nu aveți răbdare să vedeți toată dezbaterea, veți citi știrile pe care deja le urcă colegii mei de la revista Capital pe site-ul capital.ro și pe evz.ro. Mulțumesc încă o dată, sper să ne revedem. Vă rog, sigur de următoare. Nu uitați un lucru, agricultura începe cu și trebuie să mâncăm de 3 ori pe zi. Da, bună observație, mulțumesc foarte mult. Ne revedem mâine într-un nou podcast al platformei Hai România și desigur ne vom revedea în viitoarele dezbateri organizate de revista Capital. Încă o dată mulțumim tuturor, să aveți o zi bună!